Bună seara, doamnă și domnilor, pentru că, așa cum am promis, continuăm periplul nostru prin anii, anii de după Revoluția Rădeană, periplul nostru în ceea ce privește primarii din anii de libertate a Aradului de după 1989. Avem astăzi invitat în studio pe domnul Dorel Popa. Bună seara, domnule Popa! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu care vom dezbate o perioadă importantă pentru dezvoltarea Aradului, perioada anilor 2000-2004, atunci când dânsul a fost primar al municipiului. Domnule Popa, v-ați asumat un rol activ în conducerea municipiului Arad încă din primele zile ale Revoluției din 1989. Care au fost Reperele carierei dumneavoastră administrative? Așa cum spuneați, poziția mea oarecum evidentă a apărut atunci, în Zilele Revoluției, pentru că, după participarea aceea în zilele de 21 și 22 decembrie în piață, alături de atâția alți arădeni. S-a întâmplat că, prin voința acelei puteri emanată de, de Revoluție la Arad, din 23 decembrie eram deja parte a noilor structuri formate de putere la Arad, fiind uh, numit uh, responsabil cu calitatea umană și drepturile omului pentru județul Arad în cadrul a ceea ce s-a numit atunci Consiliul Județean al Frontului Salvării Naționale. Deci, prima apariție, să zicem, a fost atunci imediat de la Revoluție, urmând să fiu inclus apoi în Consiliul Provizoriu de Uniune Națională până în iunie 90 la alegeri. Și aceasta a fost prima apariție în ceea ce s-ar putea numi uh, și a fost într-adevăr o structură administrativă a Aradului. Urmând, ca după aceea, uh, datorită notorietății, să candidez și să dețin mai multe mandate de consilier local, între 92 și 96, după aceea primăria între 2000 și 2004 și ulterior un alt mandat de consilier între 2004 și 2008. Un altul câștigat din 2008 în continuare, dar nedus la bun sfârșit. Domnule Popa, ați muncit ca inginer la Combinatul Chimic de la Vladimirescu. Ați avut o poziție importantă acolo, organizatorică. Cum uh... -a, cum s-a cum derulat acolo? Cum a fost ultimul an de comunism la combinatul chimic, respectiv primul an de democrație la aceeași întreprindere care la un moment dat era un colos al industriei nu numai arădene ci chiar al industriei naționale. Nu, pentru exactitate, am fost uh, în combinatul chimic doar între 1981 și 84, deci stagiatura, după aceea am fost într-o altă unitate arădiană la IFET, deci Revoluția nu m-a prins la combinatul chimic și asta pentru exactitate, pentru ceea ce e normal să se știe. Dar uh, am funcționat ca inginer o perioadă de vreme. Și a fost cu particularitățile ei, deși eram inginer mecanic, terminasem în secția TCM a Facultății de Politehnică, a Facultății de Mecanică a Politehnicii din Timișoara. Singurul post pe care l-am putut prinde la repartiție a fost combinatul chimic din Arad, deși nu eram de specialitate chimist, dar mi-am făcut treaba ca inginer mecanic, lucrând la normare tehnică. Și Ulterior, tot în acest domeniu, deși am fost la o altă unitate arădană, la IFET am avut de-a face tot cu partea tehnică în care fusesem uh, instruit. Ultimii ani de uh, comunism în industrie au fost așa cum îi știți și mie îmi place să fiu un tip franc și eu aș spune că unii se făceau că ne plătesc, alții se făceau că muncesc. Uh, asta înci... se întâmplă și astăzi în multe locuri. Mă rog, asta n-am spus eu. În orice caz, ceea ce uh, pot să spun este că treaba mea am făcut-o întotdeauna eu. Uh, mi-am dat seama însă repede, după încadrarea în producție, că nu are rost să mori la datorie făcând treaba altora, pentru că nu înseamnă nimic. Nimeni nu apreciază asta. Evident, era corect și am făcut asta să-mi fac treaba mea. Totdeauna treaba mea mi-am făcut-o. Dar n-am încercat să ies în evidență prin ore suplimentare sau prin alte lucruri, pentru că, repet, chiar dacă muncea unul, trei stăteau și beneficiau de pe munca lui. Mi-am dat seama repede de asta. Mi-am dat seama că uh, întreg sistemul era unul putret care nu avea să dăinuiască fără a ști că el totuși se va termina într-o perioadă relativ apropiată de cea de care vorbesc. Da, Existau niște semne și acum să ne rezumăm la IFET, la foștii dumneavoastră colegi de la Combinat, la mediul în care dumneavoastră activați. Existau niște semne că acel sistem de care vorbim, sistemul Comunist, comunist, urma să se prăbușească? Da, sigur că da. Existau niște semne, chiar dacă erau palide, dar să ne aducem aminte că deja din 1980 sindicatul polonez Solidaritatea dădea semnale tocmai în mediul muncitoresc. Eu am terminat abia în 1981 facultatea și încă atunci Polonia, sindicaliștii, muncitorii, industria a dat un semnal că nu mai este cum era până atunci. Aceste semnale s-au amplificat și au venit ușor- ușor înspre Est, înspre noi, trecând prin Cehia, Ungaria și apoi s-a ajuns și la noi. Evident că propaganda era mai mult vorbe goale, ne dădeam seama că pe măsură ce se face mai puțin, se spune tot mai mult că se face și că realizări sunt, dar noi știam noi vedeam că nu există realizări și până la urmă știam că nu mai poate dura mult această stare. Glaznostul și perestroica venite de la Gorbachev, precum și celelalte influențe e, europene, a făcut ca până la urmă e, România să fie aproape o enclavă, aproape între ultimii care terminau cu acest sistem, dar se simțea, plutea în aer Da, eu asta, eu asta și vrut să, de asta eram curios, asta și vrut să vă întreb, dacă existau niște semne la Arad da, și la Arad. Sigur, ele nu erau uh, cunoscute la nivel național. Exista o, o, o dizidență oarecare și în Arad și sigur că aș putea să spun uh, și câteva nume, dar nu nu vreau să fac neapărat asta. Cine știe pe unde mai sunt oamenii astăzi pot să vă spun doar că uh, alături de mine uh, un coleg de cameră al meu uh, în facultate, tot de aici din zona Aradului uh, a fost uh, dizident uh, pe față el a primit postul la IFET Lipova atunci când eu primeam postul la uh, Combinatul Chimic din Arad și alături de el alții. Uh, până la urmă, nemai rezistând, unii dintre ei uh, acestor presiuni au emigrat acest coleg al meu de care vorbesc se numea Morar Traian și a ajuns până la urmă nefiind bun pe industria românească, ne împăcându-se cu, cu uh, postura lui, cu statura lui aici și fiind într-un conflict ideologic cu tot ce se întâmpla, a emigrat și până la urmă a ajuns în Statele Unite uh, să lucreze la proiectarea asistată pe calculator a rachetelor Patriot. Deci uh, n-a fost bun aici sau s-a războit cu cei de aici și uitați-vă că a ajuns uh, extrem de sus într-o într-o altă țară, într-o democrație, acolo unde valoarea lui a fost uh, apreciată. Ca și el, probabil că arădeni ar, ar putea să dea mai multe exemple, dar au fost uh, câteva urme ale acestor atitudini, uh, atât cât au putut fi ele cunoscute. Mass media nu funcționa atunci, uh, se auzea ce se auzea doar din vorbă în vorbă și de aceea poate că ceea ce spun eu constituie o noutate absolută pentru mulți arădeni. Dar până la urmă astea au fost realități. Înainte de 1989 ați avut experiențe neplăcute cu acel serviciu de securitate al statului. Asta pentru că nu activați de partea agreată a baricadei, să-i spunem așa. Chiar ați intrat în conflict cu reprezentantul statului, cu securitatea, da? Ați fost reținut, împiedicat să ieșiți din țară. În ce circunstanțe s-a întâmplat asta? Da, mai întâi trebuie să dau o explicație. În perioada aceea. Uh, securitatea și sistemul comunist dorea să controleze fenomenul religios, dacă se poate să-l și dirigeze. În toate bisericile, de, în toate confesiunile, securitatea a încercat să aibă influență și avea indiscutabil informatori. Uh, Sistemul comunist însă acționa nu doar prin securitate, ci și printr-un alt organism care exista pe vremea aceea și se numea Departamentul Cultelor. Era condus de atei și coordona și dirija activitatea religioasă. Vă dați seama ce interes aveau ei ca treburile religioase să meargă bine în această situație. Ei bine. Într-o perioadă când bisericile se dărâmau și nu se clădeau? Da, multe dintre ele au fost date de jos la pământ cu buldozerul, uh, altele nu primeau zeci de ani aprobare pentru construcție, nu se eliberau autorizații de construcții în situația în care erau demolate, să zicem, pentru că acolo s-au construit niște blocuri, caz concret la Arad, vă pot spune. Uh, spune acolo, la, la 30 decembrie, pe partea opusă, unde este pe colț o librărie, pe, pe celălalt colț, este un bloc mare astăzi, cu... Caterina Varga. Exact. Acolo Varga. a fost o biserică baptistă care a fost ridicată, era în roșu, aproape de uh, a fi finalizată și a fost buldorizată. Deci a fost dată jos. Uh, dar uh, exemple din astea sunt peste tot în țară. Dar acum, dacă vorbim despre Arad, vă pot da un exemplu. Acesta este unul uh, clasic cunoscut. Avem fotografii în istorie și știm că acolo a fost această clădire. Uh, acolo unde grupuri de uh, cetățeni enoriași le putem spune funcție de criteriile pe, prin care îi abordăm, uh, se opuneau, ei constituiau cazuri problema. Eu n-am fost un supraom, am fost doar un caz problemă pentru autoritățile de atunci, pentru că, între altele, i-am trimis la plimbare pe reprezentanții uh, Departamentului Cultelor, care, culmea, Voiau să dirigeze uh, fenomenul religios, voiau să spună liderilor religios ce invitați să aibă și pe care să nu-i primească în bisericile lor, voiau să spună cine poate participa la o anumită întâlnire și cine nu poate și nu era treaba lor, deloc. Deci ei făceau niște abuzuri, încălcau legea, ei făceau trimitere la lege și la aceeași lege făceam și eu trimitere și printre alții, pentru că să se înțeleagă n-am fost singurul, printre alții i-am trimis la plimbare în câteva împrejurări pe acești domni, pe acești tovarăși, scuze care au fost extrem de irascibili și evident că trimiteau toate rapoartele lor inclusiv sus la Comitetul Central prin Departamentul Cultelor de la București și s-a creat o anume rețea de dizidență care era în evidențele Departamentului Cultelor și Securității Statului și evident că pe măsură ce ei ne-au făcut necazuri, aceste cazuri au ajuns de notorietate au ajuns uh, să fie cunoscute în ambasadele țărilor străine uh, democratice uh, la București, și unii dintre noi am ajuns, uh, prin liste, să fim depuși, în ghilimele, chiar și pe masa uh, lui Ceaușescu. Dumneavoastră erați un lider religios, așa cum v-ați exprimat în Arad înainte de 1989? Da, dar nu unul oficial. Eu lucram ca inginer, autoritățile comuniste au făcut... Tot ce au putut să nu fiu recunoscut ca un lider religios, încercând să influențeze hotărârea, decizia grupului de credincioși. Până la urmă, decizia grupului de credincioși a fost suverană și că m-au numit ei sau nu altfel, oamenii mei care m-au ales, m-au numit așa cum au dorit ei, cum m-au ales ei, în virtutea statutului aprobat de legile din vremea aceea. La cultul deci, Baptist. Da, da, evident. Și atunci, sigur că în situația în care statutul prevedea, Statutul nostru de funcționare prevedea această posibilitate, era voința suverană a Bisericii, care era o entitate de sine stătătoare, care avea personalitate justit, juridică distinctă și care putea să procedeze așa cum dorea, respectând legea, evident, care era atunci. Bun, ați avut un incident pe aeroport. Vă pregătați să plecați de 4 iulie în Statele Unite și nu vi s-a permis să ieșiți din țară? Nu, nu, în Statele Unite. Eu n-am avut niciodată pașaport până după Revoluție. Pașaport nu mi s-a eliberat niciodată. Dar e adevărat, ultimul incident public a fost 4 iulie 1989 când am fost reținut în aeroportul din Arad, luat de polițiști și pus într-o mașină a poliției și dus la securitate. Pentru că fusesem invitat de Ziua Națională a Americii la recepția ambasadorului american de la București, alături de alți dizidenți și de, atenție, și de oameni importanți în acea vreme a regimului comunist. Ștefan Andrei, ministru de externe, era acolo și alții care erau invitați de autoritățile de ambasada americană ca să stea cel puțin două-trei ore pe pământ liber. Proprietatea ambasadei americane față în față cu dizidenții. Așa se întâmplă atunci. Ei, unul dintre cei invitați am fost și eu și în acel an au decis cei de la securitatea statului, că eu nu trebuie să merg la București și n-am mai ajuns, pentru că am fost reținut și anchetat. Domnule Popa, decembrie 1989, Revoluție. Dar cum ați ajuns dumneavoastră în contact cu revoluționarii și cum ați ajuns ulterior în acel comitet care conducea Aradul? Acum, în piață m-am dus și eu ca și atâtea zeci de mii. Când ai simțit că e vremea să te duci spre libertate, îți ardeau călcâiele. Nu am fost eu acela care am chemat oameni în piață, dar m-am dus alături de ei în piață. Și am fost încă din dimineața zilei de 21 încercând chiar să facem rost de, deși au ajuns alții înaintea noastră, spre meritul lor, că nu poate nimeni să spună eu am făcut asta și numai eu am făcut asta, un sistem de sonorizare pentru, pentru cei care erau deja în piața primăriei și care se adresau uh, publicului. Deci am încercat să aduc de la o biserică un astfel de sistem de sonorizare până când am ajuns eu, așa cum erau ele atunci, niște difuzoare și niște microfoane, altcineva făcuse lucrul acesta, nota notabene dacă vă aduceți aminte vis-a-vis -vis de primărie pe clădirea de lângă BNR unde a. deasupra cecului da. acolo erau mai multe cearșafuri cu inscripții o parte din acele cearșafuri erau din casa mamei mele și ele au fost inscripționate cu lozinci anticomuniste și au ajuns să fie puse acolo deci prezența mea alături de alții alături de alții a fost ca început cam așa Asta s-a întâmplat în 21. După aceea se știe 22 și evident că cei care eram acolo ne-am văzut între noi, ne-am știut între noi și când s-a intrat în Consiliu, deși eu am mai ieșit pentru că erau între timp și niște reporteri olandezi și alții englezi care aveau nevoie de cineva care să vorbească limba engleză, am ieșit, am fost împreună cu ei, am intrat din nou împreună cu ei în Consiliu și am rămas acolo. Și evident că, știindu-ne și văzându-ne ca participanți la Revoluție, poate ceva mai iuți de picior ca alții, cum să zic? Pentru că nu toți cei ce au fost în piață au putut să intre în, în primărie. Dar implicați fiecare la locul lui, s-a constatat că am fost și eu participant, așa cum și eu am văzut că alții au participat, și s-a decis ad hoc acolo să fac parte din noile structuri începând cu data de 23 decembrie. Ca și consilier, sunteți unul dintre cei mai longevi oameni din administrația arădeană. V-ați dat demisia nu foarte de mult din Consiliul Local și aș dori să insistăm ceva mai târziu pe acest episod pentru că foarte rar s-a întâmplat în istoria recentă a Aradului ca un consilier ales să-și dea demisia. Vom Intra puțin în amănuntele acestei decizii a noastră, dar aș vrea să ne vorbiți despre prima perioadă administrativă a lui Dorel Popa. V-ați evidențiat în mod deosebit printr-un proiect destul de controversat la vremea respectivă. Se numea Habitat pentru Umanitate. Era o fundație nu, care dorea să construiască niște case. La ieșirea din Micălaca, practic, ar fi adus mai aproape puțin radul de Vladimirescu. Da. Asta, ca să, fiu, să, fim iarăși exact pentru acuratețea informației, nu s-a întâmplat în prima perioadă, între 92-96, când am deținut mandatul de consilier, consilier, ci după aceea, în perioada 96-2000, când se știe de acum conceptul habitat pentru umanitate și ce oameni importanți sunt implicați în el și până la urmă el s-a dezvoltat în destule locuri și în România, din păcate nu s-a putut finaliza prin construcții la noi, deși sunt uh, niște fundații turnate acolo și s-a uh, avansat într-o măsură oarecare, pentru că uh, oameni neinformați la acea vreme, dintre arădeni, au considerat că acolo se face ceva uh, ceva uh, aparte oh. și ceva cu restrângere doar pentru neoprotestanți, ceea ce nu era adevărat, nu cunoșteau sau au făcut-o rău intenționat și că se spunea la vremea aceea să ia din pământul, din proprietatea composesoratului din pășune. Din pășune. Lucru care n-a fost adevărat. Până la urmă proiectul nostru s-a stopat și se vede că orașul s-a dezvoltat încolo și nu s-a pus problema ca popa sau ai lui să ia pământul uh, pășunilor, ci orașul s-a dezvoltat și este, eu cred că este absolut normal să se întâmple așa. Dar acel moment a fost într-adevăr unul controversat și uh, păcat că un lucru frumos care este de mare reușită și influență, impact social și nu numai în alte părți. La noi n-a funcționat așa cum ar fi trebuit atunci. Să ne întoarcem puțin în timp la nivelul anilor 1990. Mai exact chiar anul 1990, iunie 90, când au loc primele alegeri libere după foarte, foarte multe decenii în municipiul Arad. Vă mai amintiți care era atmosfera în jurul acelui tur de scrutin? Da, parțial da. Sigur, era acel moment în care S-a transformat ceea ce era FSN-ul înainte, s-a transformat în partid politic. În acel moment, locul meu n-a mai fost acolo, așa ca și alții probabil. Adică, noi nu, când ieșisem în stradă atunci, în decembrie, noi nu ne-am înscris în lupta unui partid politic, fără a insinua măcar că uh, a fi într-un partid politic sau lupta unui partid politic este uh, greșită sau nu este binevenită. Nici vorba. Cert este că uh, am făcut parte împreună cu alți colegi de-ai mei, care să știu de acum sunt și în cărțile istorice scrise despre evenimentele de atunci, din Consiliul Județean al Frontului Salvării Naționale, iar în momentul transformării sale în CPUNE, Consiliul Provizorii de Uniune Națională, am fost acolo, până la alegerile din iunie, când, așa cum știți, FSN-ul, devenit deja partid politic, a participat la alegeri. Eu n-am participat la alegeri, nu m-am -am înscris în această luptă electorală și politică. Pot să vă spun doar că mi-aduc aminte, pe vremea aceea, au fost unii dintre observatorii uh, europeni la aceste alegeri. Ele aduceau noutăți, aveau și lucruri stranii, dar care astăzi mi se par o joacă pe lângă. Convulsiile și nenorocirile de astăzi, din campania electorală, ale au fost jocuri de copii, vă rog să mă credeți. Vă mai amintiți de exemple concrete? Poate nu atât de mult, și dar o să vă spun doar cât, cât îmi aduc aminte. Știu că pe vremea aceea, o parte dintre noi care eram acolo, încă mai la, la menținerea într-un echilibru oarecare, și că cei care voiau să se înscrie în alegeri, în ceea ce era FSN-ul atunci și partidele. Uh, așa zis, istorice, din vremea aceea uh, și-au ales uh, uh, oamenii care să uh, îi reprezinte, uh, de asemenea, uh, facțiunea maghiară. Uh, nu au fost mari neregularități, pentru că asta au stabilit și uh, observatorii străini. Am avut ocazia să cunosc, atunci, pe un membru al Parlamentului European, care venise încă atunci ca observator la, la alegerile noastre și l-am însoțit în mai multe locuri. A întrebat dacă poate merge aici și colo. A fost, el n-a constatat probleme deosebite. Sigur, poate latinitatea noastră mai sărea din coace încolo câteodată, însă nu, nu se poate vorbi de fraudă sau de ceva în momentul acela. Totul era însă nou pentru noi, era o mâncare complet nouă ca să fim sinceri. În anul 2000 ați participat la alegerile locale în calitate de candidat independent, susținut de Partidul Democrației Sociale din România, PDSR, da. cum se numea atunci, Ceea ce oarecum a fost surprinzător, la dumneavoastră, un om cu viziuni liberale sau cunoscut cu viziuni liberale până, până în momentul respectiv, să intrați într-o combinație cu PDSR-ul care reprezenta oarecum alte valori. Cum ați ajuns în contact cu partidul respectiv? Și da. cum, cum le-ați acceptat oferta? Da. Uh... Interesant este că cineva din partid uh, a venit la mine și mi-a arătat o listă de candidați, ai lor, întrebându-mă uh, comunitatea noastră cu care dintre ei ar agrea și pe care l-ar vota. Uh, M-am uitat la acea listă de oameni și ea nu comunica nimic. De Eu știam zic. pe unul dintre ei. Eu, care totuși eram mai umblat puțin și mai circulat și prin aceste medii până atunci, în anul 2000, dar comunitatea noastră nu-i cunoștea. Și atunci am fost uh, cinstit cu uh, membru de partid respectiv și am spus, domne, nu vă susfrați, pe ăștia nu-i cunoaște lumea, pe ăștia nu o să-i voteze ai noștri. Nu am argumente ca să uh, îi rog sau să-i determin să îi voteze. Căutați pe altcineva. S-au dus, s-au căutat. Uh, a trecut mai multă vreme, până la urmă s-au întors pentru că la acel moment PDSR-ul era singurul partid care nu își nominalizase candidatul pentru primărie. Și spre surprinderea mea, într-un moment care nu știu cât de mult a fost presant pentru ei sau nu, dar președintele partidului la acea vreme nu avea soluție și Bucureștiul presa și era ultima Candidatură neanunțată. Avram Crăciun în Arad... era, da, președinte al partidului. Dacă l-a spus, o să vă spun că el era. Da. Uh, și nu avea uh, problema soluționată. Și atunci a venit și a spus, uite, domnule, noi vrem, ne-am gândit că dumneata ai fi bun pentru asta. Ca să vă spun sincer, pentru mine a fost o surpriză plăcută într-un fel, că totuși cineva s-a gândit să uh, mă nominalizeze la asta. Acum, pe cei care mi-ar spune că nu îi flatează chestia asta, eu vreau să spun că nu îi cred. Eu cred că orice om care uh, este abordat și uh, uh, îi se spune vrem să fiți candidatul nostru, uh, este flatat într-o măsură oarecare. Că după aceea pune în cântar și uh, dezavantaje pe lângă asta, e adevărat și poate refuza. Eu însă m-am gândit la acel moment și eu am să-i spun un moment istoric. Că vreau să știți, n-am luat hotărârea de capul meu. M-am consultat și cu prietenii de mei din țară, nu din Arad, ca să fie complet obiectiv, uh, nu, uh, nici numai din țară. Și s-a spus, domne, dacă asta este concluzia unor oameni de acolo, care au, te văd un posibil primar, atunci acceptă și noi te vom susține. Lucru care s-a întâmplat. Într-adevăr, am discutat atunci că nu doresc să fiu parte a partidului politic și s-a acceptat acest lucru, nu pentru că aș considera acest lucru e, ceva greșit. Fiecare om poate să fie sau nu e, membru într-un partid politic, dar pentru că, e, din punct de vedere al posturii mele de lider religios, am considerat că așa este mai, e, mai oportun atunci. S-a acceptat acest lucru, am fost nominalizat ca și uh, candidat, și în cele din urmă, când uh, nimeni nu se aștepta, uh, ultimul intrat în cursă și complet neinstruit în tot ceea ce înseamnă politică, fiindcă recunosc că așa a fost, am câștigat primăria Aradului cu sprijinul uh, multor categorii uh, de cetățeni de aici. Uh, unii dintre contracandidații noastre au fost Valentin Paul Neamț de la PNL, domnul Cristian Moisescu. Da, și Ovidiu Marian, uh, Emanuel Voicu au fost câțiva contracandidați, sigur că da. Oameni cu care, cu unii, apoi ați intrat într-o alianță cu alții. Relațiile de prietenie de până atunci s-au -au curmat și vom reveni și asupra acestui episod, sigur dacă le putem numi relații de prietenie. Mă refer la uh, ceea ce s-a întâmplat ulterior între dumneavoastră și domnul Moisescu, cu care, până la un anumit moment, uh, erați, erați pe același palier, erați la același nivel al dialogului. Domnul Popa, ați devenit primar cu o promisiune electorală care, la vremea respectivă. A bulversat oarecum Aradul. Ați promis că aduceți în Arad investiții de 200 de milioane de dolari. O sumă extraordinară și la nivelul zilei de astăzi. dar Darmite, acum 9 ani în anul 2000. Da. Cum v-ați gândit înainte de a vă face calculele că veți putea să atrageți acești 200 de milioane de dolari? Vreau să vă spun că suma a fost depășită cu mult atunci. Și vă dau doar două exemple. Aduceți-vă aminte că grupul Takata Petri a făcut o investiție de trei fabrici în Arad, numai ei 50 de milioane de euro și grupul Yazaki, bine mersi și astăzi în Arad o investiție de 30 de milioane de euro atunci. Deci doar ei 80 de milioane de euro ca să nu mai vorbim de celelalte întreprinderi și investiții din zona industrială și nu numai sau din zonele industriale pentru că trebuie să vorbim de amândouă și de cea înspre DEVA. Dar întrebarea a fost alta și uh, am vrut doar să vă spun că misiunea a fost promisiunea a fost îndeplinită uh, nu am adus 200 de milioane de dolari ci uh, și mai mult. Și s-ar fi făcut și mai multe. Întrebarea a fost: cum m-am gândit că voi putea realiza acest lucru? Vă spuneam adineaori că atunci când am decis să intru în această cursă, am luat cât de repede s-a putut legătura cu niște oameni din străinătate, cărora le-am adresat întrebarea și le-am și adresat invitația dacă ar putea și să vină. Asta era invitația să facă niște investiții aici. Sigur, să ne aducem aminte, condițiile atunci, în anul 2000, nu erau cele de azi. Nu eram în Uniunea Europeană, ratingul de țară era cu totul altfel, deci era mult mai greu să vii cu, cu bani, cu sute de milioane și cu miliarde în vremea aceea. Și totuși, acest lucru, la Arad, s-a întâmplat. Și a fost constatat, cred, de absolut orice om de bună credință al Aradului. Deci știind că am câteva grupuri dispuse să vină și să facă investiții la Arad, am făcut această afirmație. Da, pot aduce o investiție de 200 de milioane. Sigur că nu au venit toți acei care, care erau în mintea mea, dar au venit alții la care nu mă gândisem în acea vreme și în timpul mandatului au venit. Dar una peste alta, suma de 200 de milioane de dolari a fost cu mult depășită. Cum au, sigur, ați ajuns primar, dar cum a receptat mediul politic, nu neapărat cetățenii, pentru că oamenii v-au votat, ați reușit să accedeți pe poziția pe care o vizați, dar cum a receptat mediul politic, anturajul dumneavoastră, adversarii dumneavoastră, aceste angajamente electorale? Mulți dintre ei le-au banalizat atunci la în început și mai ales în campania electorală. Unii spuneau că sunt utopii, că sunt promisiuni fără acoperire, Evident, nimeni nu mai vorbise de astfel de sume până atunci, dar nici astfel de realizări nu s-au mai făcut până atunci. Deci, cineva, sincer vă spun, dacă nu aveam conștiința și cunoștințele că există oameni care vor veni să investească, nu m-aș fi putut hazarda să fac promisiunile, dar știind că ei există, am spus că voi face aceste investiții. Însă pentru cei ce nu știau asta și pentru cei ce probabil că vedeau doar scaunul de primar, o poziție a lor, o realizare personală, care este indiscutabil și o realizare personală, sigur pentru astfel de oameni ceea ce spuneam eu atunci era utopie. Mi-ar place să vă mai spun mai încolo în cursul discuției câteva utopii. Am fost învinuit că am venit cu niște utopii și astăzi ele sunt politici naționale. Și o să vă amintesc câteva din utopii. Era utopii când le spunea popa, dar nu mai sunt utopii când sunt practicate deja astăzi. Dar e foarte adevărat că am, în multe domenii am adus idei de, de pionierat. Pentru că, unu, aveam o orientare vestică, 100%, pentru că eram cât de cât informat cu ce se întâmplă acolo și pentru că cei care m-au abordat au auzit deschiderea mă refer la investitorii din străinătate, au auzit de deschiderea spre vest a primarului Aradului și au auzit că primarul Aradului nu cere șpagă. Care a fost prima, și au venit. Care a fost prima măsură pe care ați luat-o în uh, calitate de primar? Respectiv, care au fost uh, acele repere după care v-ați uh, orientat? Nu, nu mi-aduc aminte acum care a fost prima, dar am să o vă spun Prima măsură câteva. de impact, să spunem. Ha, nu știu, e greu de spus acum. Uh, ca să vă spun sincer, nu știam cu ce să mănâncă treaba asta. Unul care n-a fost primar înainte și n-a fost politician, nu poate să spună, am știut, am venit, ce am făcut. Nu. A trebuit să mă orientez, a trebuit să văd, am luat o urtie, m-am uitat la ea să văd dacă e în regulă, am chemat alte două, trei surse independente să-mi spună, e în regulă? Pentru că nu știam asta de acasă. Nu fusesem instruit pentru asta, da? Nici tata, nici bunicul n-au fost primari. N-am venit din familie de politicieni și de administratori de marcă. Și trebuie să spun că nu știam. Am învățat din mers. Dar am învățat având deschidere spre informare, spre cunoștințe, deschidere spre vest și spre economia de piață și democrație. Aceste lucruri le-am învățat din mers. Și atunci, primele mele idei au fost cum pot crea la nivel local un cadru legal de economie de piață și de democrație prin care să-i atrag pe oameni să facă ceva și pe cei de aici să-i conving că asta e calea. Și cam acestea, cam din acest domeniu au fost primele măsuri. Invitarea unor oameni pentru discuții foarte clare. Ce faceți voi? Ce facem noi? Voi ca investitori, noi ca autorități locale. Cum, ce putem noi oferi în limitele permise de lege? ce dați voi, ce dăm noi. Repet, totul în limitele legale. Pentru, și am găsit artificii, arădeni ar fi probabil unii dintre ei care nici astăzi nu le știu, încântați să vadă câte artificii, dar legale am făcut pentru că vorbim de momentul dinainte de 2007, 1 ianuarie. Nu vorbim de momentul în care noi eram în Europa. Și atunci, Uh, repet sau răspund uh, întrebării, nu pot să spun exact primul, dar primele lucruri pe care le-am făcut au fost uh, deschiderea, crearea unui cadru de libertate, de economie politică, de elasticitate uh, economie uh, de piață, de elasticitate în domeniu, de acceptare a unor idei din afară pentru ca uh, totul să înceapă să funcționeze. Care era dimensiunea economică a aradului începutului de mandat Dorel Popa, în comparație cu aradul sfârșitului de mandat Dorel Popa? V-aș sugera să faceți mai degrabă o, o investigație ziaristică, jurnalistică în acest domeniu. Eu aș putea spune ceva, o să spun, deși probabil unii se vor deranja, dar aș vrea ca ceea ce spun eu să fie sub a, a, Greutatea informației uh, jurnalistice, a cercetării pe care sunt sigur că puteți să o faceți. Dar câteva lucruri am să vă spun, ca să răspund totuși întrebării. Uh, Gândiți-vă că înaintea mea ca mandat a fost o perioadă zbuciumată. În celălalt mandat au fost doi primari. Nu vreau să nominalizez pe nimeni. Eu nu vreau să mă refer critic la nimeni. Dar într-un mandat doi primari din cauzele, din motivele cunoscute. Da cineva dați sub urmărire generală, celălalt interimat și nu, nu îmi face nicio plăcere să vorbesc despre asta, sunt oameni pe care îi stimez, cu care am avut și am și astăzi o relație bună și nu vreau să comentez absolut nimic negativ, dar în acest cadru, în acest cadru am găsit o situație poate mai degrabă între funcționarii primăriei și între uh, elementele decizionale de un status quo, așa un să treacă vremea. Ce facem? Dacă facem, nu iese bine. Dacă nu facem, iar nu iese bine. Deci, un fel de. să treacă vremea. Cam atât, cam asta simțeam eu că este când am ajuns acolo. Când am plecat, ca să facem podul peste timp, când am plecat, vorbeam deja de acele sute de milioane ca investiții, zona industrială complet vândută mă refer la suprafețe de teren și de investiții deja în derulare înspre Nădlac, zona industrială demarată bine deja înspre Deva, da, vorbeam de zeci de drumuri în cartiere făcute deja și, și atenție, și vă rog să verificați asta printr-un demers jurnalistic. Se vorbește astăzi și se spune despre marea realizare a proiectului cu Berdu, da? Și Asta, 100% așa, linilor de tramvai. Da, 100% este o mare realizare. Dar nu spune nimeni că documentația aceea era gata în aprilie 2004, în vremea mandatului Popa. Veniseră toate aprobările de principiu, toate chestiunile urmând să se semneze contractul, contract pe care l-a semnat următoarea administrație. Dar verificați la compania de transport public Arad să vedeți că din aprilie 2004 acele documente deja veniseră și eram uh, aprobați. De ce? Pe baza unei experiențe de împrumuturi, e drept că pe termen mult mai mic, că așa am vrut să facem. Și de un cuantum mult mai mic. Și în cuantum mult mai mic, cu HVB, Banca Austriacă, și cu BRD, Societe General când BERDU și alte instituții, pentru că eu am fost și la BEI, la Luxemburg, pentru centura, pentru ceea ce se va face până la urmă, acum, dar când am fost eu eram înaintea vremurilor, cu ceva, adică în, înaintea uh, intrării în Uniunea Europeană. Și doream, evident, să fac centura aceea pe pădurii și podul spre Timișoara. Am fost cu acest proiect la Luxemburg, la Banca Europeană de Investiții. Deci, iată că anticipasem ceea ce s-a întâmplat, consider că ceea ce s-a făcut trebuie făcut, trebuia făcut. Numai că uh, ceea ce nu se mai spune astăzi este că am demarat aceste lucruri. Și pe baza experienței noastre pozitive și a uh, emisiunii de obligațiuni municipale, noi am primit uh, credit, rating la BERT și la celelalte instituții pentru ca ceea ce se întâmplă astăzi să se deruleze. Deci, uh, aș spune, cam așa s-a început, cu totală neîncredere și cu ce să facem, ce e voie, ce nu-i voie, datorită celor întâmplate din nefericire, și cu uh, această predare de, de uh, statut, de alt statut. Uh, ca să vă spun doar atât că în momentul acela, înainte de intrarea uh, noastră în Uniunea Europeană, uh, Aradul era parte a grupului de la Strasburg, 20 de orașe din Europa și avem am marea satisfacție să fi fost așa în ordine patru orașe din România, Arad, Popa Dorel, pe aceeași pagină București, Traian Băsescu Ploiești. Ploiești Calotă, Calotă și uh, Timișoara Ciuhandu. Este un lucru care nu i am amintit astăzi, el lăsat în uitare, dar intrarea aradului în, în primele 20 de orașe din Europa, care au format acest grup de la Strasburg a însemnat uh, o, un lucru mare și dacă vreți, am spus doar două repere de la final de mandat. Domnule Popa, revenind, știți de ce cred eu că ați fi avut dumneavoastră dificultăți să implementați acel proiect BER despre care discutăm? Pentru că ați fost blocat în câteva proiecte foarte importante de altfel, blocat respectiv întârziat, proiecte care implicau niște împrumuturi bancare de mici dimensiuni. Da, asta e adevărat. Pot să vă spun doar că unul dintre cei ce vota au și făcea bine împrumuturile astea de mai din urmă pe durată lungă și pe, ter, pe de quantum în quantum mult mai mare, pe vremea când eu ceream să voteze așa spunea, mâna mea nu va vota niciodată să îndatorez Aradu. Și a votat bine Mersi după aceea. Mie îmi pare bine că a votat după aceea, dar era bine să fi votat și când am vrut eu, mai ales că din gruparea sa politică a venit și una din uh, propunerile de emisiuni de obligațiuni municipale, că am avut vreo patru uh, variante la un moment dat și până la urmă, dar eu am văzut că era o idee bună și am promovat-o. Deci m-aș fi bucurat să fi fost uh, să voteze și ce am solicitat eu atunci. Pentru că era clar făcută o analiză bugetară și uh, direcți direcțiunea economică din, din primărie a văzut și a înaintat băncilor străine execuția noastră bugetară și s-a văzut. Ăștia suntem, asta putem face, dăm drumul. Și am fost, vă aduc aminte că la vremea emisiunii de obligațiuni municipale din România, Aradul a fost al doilea oraș din țară care a făcut asta a fost și o premieră locală, de altfel. Indiscutabil premieră locală, dar a fost al doilea oraș din România care a făcut asta și, din păcate, nu mulți știu În ce an, an a fost asta? În 2003. În anul 2003. Domnule Popa, vi s-a reproșat foarte mult spre finalul mandatului dumneavoastră faptul că ați promis sau v-ați -ați asumat că nu vă veți implica activ în politică, totuși v-ați asumat apoi uh, rolul de președinte al Organizației Județene al Partidului Social Democrat, iar ulterior și rolul de președinte al, partid, al Organizației Municipale al uh, aceluiași partid. Mulți au comentat faptul că, practic, uh, căderea dumneavoastră, respectiv ieșirea de la primărie, s-a datorat acestor uh, alegeri pe care le-ați făcut. Da. Uh, funcție de anumite criterii, trebuie să le dau dreptate. Dar eu mi-am dat seama, nefiind membru de partid și nefiind șeful consilierilor mei, ci doar primar, că nu sunt ascultat și urmat în tocmai. Adică aveați niște planuri, iar oamenii exact. nu vă sprijineau. Nu mă sprijineau nici ai mei, dar amite cei din opoziție. Și după una, două, trei încercări, când vezi că tu vrei să mergi încolo și nici oamenii tăi nu te urmează, începi să te gândești ce ai de făcut. Și ca să fac povestea mai scurtă, este adevărat, am recunoscut public atunci, aduceți-vă aminte, că am ieșit la televiziune, mi-am cerut scuze ardenilor. Pentru că, deși făcusem afirmația că nu voi intra în partid, într-un partid politic. Am luat hotărârea în cursul mandatului să intru. Vreau să spun foarte clar, nu mi-a cerut nimeni, n-a fost o condiție impusă, am făcut-o din proprie inițiativă cu un deficit de imagine pe care l-am admis atunci, îl admit și astăzi, pentru că nu aș fi făcut altceva decât să rămân așa, să stau și o patru ani pe scaun și să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat. În beneficiul arădenilor. Deci, admit că a fost un deficit de imagine. Dar am recunoscut acest lucru, am ieșit public și am arătat de ce și mi-am cerut scuze tuturor arădenilor care au ziseră că nu voi intra într-un partid politic pentru că am fost obligat de conjunctură, nu de oameni, să intru. Și atunci, dacă vrei să o iei strict o sensu, Domne, ai spus că nu intri și a intrat da, așa este, am dat o explicație și mi-am cerut scuze, unii nu mă vor ierta pentru asta toată viața lor. E problema lor, e dreptul lor, știu că nu pot șterge chiar totul cu buretele, am admis acest risc, mi l-am asumat, repet, dar pentru ca să fac ceva pentru arădeni, am făcut acest lucru. Mai spun o dată, nimeni din Arad și de la București nu m-a obligat să fac lucrul acesta a fost ceva din propria inițiativă. Atunci am devenit membru de partid, am devenit președinte și din momentul acela am fost ascultat pentru că, așa ca la români, eram șeful. Bun, dar de, de ce ați acceptat să preluați și organizația municipală apoi? Nu. Prima dată am preluat-o pe cea municipală cea și județeană. apoi pe cea județeană. Pentru că cei de la București au văzut că eram un om curat din punct de vedere al vorbelor, al bârfelor, al afacerilor. Nimeni nu s-a atins de mine, n-aveau ce să-mi reproșeze. Și până la urmă s-a văzut că, în ciuda atacurilor demențiale din, dintr-o parte a presei n-a ieșit nimic pentru că nu am făcut nimic și n-a ieșit nimic la iveală și acum ca om de presă vă dați seama că nu se poate dacă faci ceva până la urmă să nu descopere cineva. Ei, la mine nu s-a descoperit nimic pentru că n-am făcut nimic. Uh, și atunci cei de la București au spus, domne, un om de imaginea ta, uh, un om uh, uh, care este uh, ireproșabil din acest punct de vedere, ne trebuie. Uh, lasă uh, organizația municipală și preiau o pe cea uh, județeană. Asta este explicația de ce am preluat uh, uh, organizația județeană. În sinea mea, nici acum nu sunt convins că a fost un lucru bun pe care l-am făcut. Nici măcar eu, Probabil că alții sunt bucuroși că aud acest lucru acum. Da, în viață nu faci întotdeauna doar tot ce vrei. Pentru ca anumite lucruri să se realizeze, pleci cu un deficit, pleci cu un pas pe care în condiții normale nu l-ai fi făcut și o spun și în 2009, am, așa cum am spus-o și atunci, am plecat cu un deficit personal de imagine pentru ca să pot face ceva pentru uh, arădeni. Nu consider că am fă, făcut un compromis de conștiință pentru că dacă aș fi făcut acest lucru ca să obțin știu eu ce avantaje, atunci da, oricine ar fi putut să spună, domne, te-ai dat cu toată lumea, ai făcut de toate pentru ca să-ți atingi scopurile. Dar scopurile mele n-au fost uh, în niciun caz personal și nimeni n-a putut demonstra că a fost ceva incorrect. Ca lider al PSD-ului în Arad, v-ați făcut vreodată o evaluare? Ați văzut unde a ajuns acest partid la 7% în municipiu, la 15, 16, 20% în județ? Adică foarte, foarte jos. V-ați făcut vreodată vreo evaluare, v-ați pus întrebarea de ce există o aversiune a rădenilor față de Partidul Social-Democrat? Cum s-a ajuns în această situație? Totuși, în anul 2004 da. era undeva la 30%. La iar acum e jos de tot. Verificați, o să fiu foarte scurt în partea introductivă pentru că aș prefera să vorbească altcineva despre asta. Printr-un demers jurnalistic. Verificați. Cam care au fost rezultatele procentuale ale PDSR-ului înainte de apariția lui Popa? Și veți vedea că au avut doi, trei consilieri municipali. În 2000, când am apărut eu, dintr-o dată a fost un boom. Am avut șapte consilieri municipali. Niciun partid. În orice caz, ceea ce a devenit PSD-ul n-a mai avut așa. În timp, am ajuns să avem 10 consilieri municipali. 10 din 25. 40%. Ceea ce era mult, în condițiile în care n-am fugit cu arcanul după nimeni și n-am pus cuțit un gât nimănui ca să se dea cu mine că altfel o încurcă. Nu. Am respectat celelalte partide, să știe că am dialogat cu toate și așa a fost situația. În 2004, când mi-am încheiat mandatul, când am demisionat de la președinția partidului, am lăsat partidul în municipiu cu 28 și în județ cu 33%. Procentele ulterioare le-ați spus. Aveți dreptate. Deci eu nu vreau să spun decât atât. Și acest lucru ține deja de statistică. Până la popa au fost atâtea procente, în perioada popa și colectivul, pentru că aceste procente nu le faci singur, da? ci atragi, coalizezi, catalizezi. Un partid nu poate să fie un singur om. Sau o colectivitate în general. Am atras oameni, am căutat valori, i-am promovat, în ciuda criticilor multora, și sigur, unii dintre cei vechi s-au simțit amenințați și unii s-au simțit dați la o parte, dar una peste alta, când am pierdut primăria Aradului, am lăsat partidul cu 28% în municipiu. Nu vreau să fiu rău, dar să-și facă poze cu procentele astea, că nu știu. Înainte nu le-au avut niciodată și de 5 ani încoace știți cât are. Nu spun, nu mi-am atacat deloc foștii colegi, niciodată partidul. Spun însă că e păcat că s-a stricat ceea ce s-a realizat. Eu am făcut un, un târg la modul cel mai corect al, al a, a, expresiei conținutului cuvântului. Am stat atunci cu liderii de la București de vorbă și am spus domnilor eu demisionez ca președinte de partid. Dar vă rog mențineți delegația permanentă care e acum care avea niște oameni de valoare și îi pot enumera. Mi s-a promis că o vor menține. Dar promisiunea nu s-a mai respectat. Deci eu am mers la sacrificiu era un ministru acolo cu care eu nu mă împăcam deloc, Cosmâncă, i am spus, domne, dacă vrei circ, nu fă circ. Stai liniștit, domne, că eu plec. Cum am venit așa plec? Că mi-am luat cai de la bicicletă dacă nu mai sunt partid. I-am spus asta. După ce am luat cuvântul public în adunare de partid, aici, la sala de la sindicate, și am spus, nu sunt de acord cu ministrul Octav Cozmâncă. Eu am vorbit public împotriva lui. Și sala m-a aplaudat. Unde a ajuns Cozmâncă că după ce a reușit să vânture partidul aici, se știe, da? A plecat din, din, PSD, din da. PSD. E treaba lui. Dar au făcut rău acestui partid aici și l-au împrăștiat. Vina e a lor. Eu am mers la un târg și am spus, domnilor, cu mine ai ce ai, domnul ministru, și nu numai el, ok, eu plec, pentru că nu m-am născut președinte de partid și nici nu o să mor. Dar vreau promisiunea că mențineți această delegație permanentă. Am primit promisiunea, dar atât. Și au ajuns la procentele pe care le știți. Din păcate, pentru că s-a făcut o distrugere sistematică. Dar asta este problema lor și atât. Am spus doar un nume. Regret că ceea ce am încercat să construiesc cu greu, nu mai este în vigoare. În uh, perioada 2000-2004, practic România a trăit uh, prima sa etapă de așezare de liniște după uh, acele tensiuni uh, și frământări sociale din 96-2000 care s-au soldat cu o succesiune de guverne după acea instabilitate de până în 1996, o inflație explozivă, mișcări sindicale foarte, foarte grave. În, anul 2000, în perioada 2000-2004 România a avut un singur premier. Era Adrian Năstase de la Partidul Social-Democrat. Practic a fost singurul prima oară după Revoluție când o persoană ducea de la început până la sfârșit un mandat de premier. Și a fost în permanență o creștere economică, vreme de patru ani. Așa. Aș vrea să văd cum s-a resimțit pentru Arad această perioadă de relativ calm și de creștere economică. Da. În primul rând, haideți să ne uh, aducem aminte că în vremea aceea, am să vă dau doar un singur exemplu, uh, am avut, nu am avut atât de mult sprijin, va trebui să recunosc asta, sprijin economic, financiar, cât a avut administrația următoare. Eu, un adevăr, și eu nu vreau să mistific lucrurile, uh, eu recunosc acest lucru, dar am avut liniște, m-au lăsat în pace, și unde s-a putut, mi-au dat sprijinul. Vă dau un exemplu. S-a făcut la Arad centrul euromedic. Da? O investiție 100% străină. Noi am dat doar un schelet de uh, clădire, ei au făcut-o și au făcut treaba, au adus uh, uh, mat uh, echipamente de investigație medicală de ultimă generație, noi nouțe de la General Electric. A făcut treaba și înainte de a-i uh, uh, investitorul străin nu găsea niște piese componente și să facă un generator, un transformator de care cereau condițiile acelea cu aparatura nouă. Domne, ce să fac? Electrica de la Rad nu se descurca, nu găsea nu soluții și atunci am pus mâna pe telefon și am vorbit cu șeful Electrica de la București, pe țară. Și am spus, domnule, mie în două săptămâni îmi vine primul ministru aici și uh, ministrul sănătății. Pentru că inaugurăm centru cu tare. Investitorul s-a dat peste cap și n-a reușit în toată România asta să găsească următorul lucru. Asta îmi trebuie. Mă ajuți sau nu mă ajuți? Ce comunic șefilor de la București? Și spre cinste lui, un om pe care nici până azi nu l-am întâlnit. Directorul de atunci uh, al Electrica mi-a rezolvat problema. Am reușit să aducem din mai multe locuri să combinăm cum ar zice în literatură să compilăm, până la urmă am compilat partea tehnică a acelui transformator și s-a reușit și s-a pus în funcțiune. La vremea aceea, gândiți-vă că uh, românii mergeau în Ungaria sau după două luni de așteptare la Timișoara la tomograf. Pe, și pentru analize medicale complexe. Și pentru analize medicale. Ei, știți ce repede s-a uitat lucrul acesta? Era primul din țară. Primul centru de imagistică realizat în țară. Al treilea din țară a fost la Funden. Primul a fost la Arad. Ei, v-am dat un exemplu. Un ajutor din partea Bucureștiului. Apoi Bucureștiul a mai ajutat și uh, la Sanevit într-o situație uh, în care care era încurcată, dar pe care, care nu avea de-a face cu noi, cu autoritățile locale. Dar până la urmă, fiindcă era vorba de o fabrică de seringi, fiindcă era vorba de niște locuri de muncă de aici, s-au găsit soluții și acolo. În orice caz, va trebui să spun deschis. Nu au acordat atât de mult sprijin pentru că au văzut că, venind în câteva vizite pe aici, nimic mișcă lucrurile. Adică se descurcă singuri? Se descurcă singuri, da. Poate ăsta a fost un avantaj și în același uh, timp și un dezavantaj. Dar, în orice caz, nu am avut probleme. Am avut ajutor, dar nu atât de mult. Recunosc că asta o mai spun o dată spre satisfacția oricui, că actuala administrație a avut mult mai mult sprijin. Bun, nu ați avut ajutor nici dacă ținem cont de faptul că ați fost singurul primar PSD din Transilvania. Uh, nu, doi, trei am fost. Trei, Sălaj, uh, Zalău sighetul Marmației și Arad. Dar Acum, discutăm, de discutăm departe. totuși despre orașe da, de, da. de nivel mare, nu... Da, așa este. Într-adevăr, am avut, am fost singurul primar al unui municipiu de acest grad din toată Transilvania. Și asta este deja istorie. Nu s-a mai întâmplat de atunci. Bun, dar haideți să trecem puțin în revistă și uh, principalele repere ale activității dumneavoastră de primar, principalele realizări ale mandatului 2004 da, acum sigur că eu aș putea să spun o parte din ele, dar documentele vremile le cuprind pe toate în linii mari. În primul rând, zonele industriale. Când spun zonele industriale, spun nu doar cifrele, care le-am discutat mai înainte, spun locurile de muncă. S-au făcut acolo fabrici cu mii de locuri de muncă, doar tacată, dacă o luăm în considerare. Zona industrială, din nou pentru acuratețe, nu am înființat-o eu. S-a înființat cu câteva luni înainte de preluarea mandatului Popa, dar eu am dezvoltat-o așa, asimptotic. Da? Spun asta pentru că nu vreau să creadă cineva că atribui merite pe care nu le am. Deci, zonele industriale, mii de locuri de muncă, investiții străine de alt gen euromedic în oraș, asfaltare străzi, cocorilor, voinicilor, pasajul acela, atâtea și atâtea alte lucruri. Una dintre cele mai mari realizări rămase până astăzi în picioare este deponeul ecologic. Asta. Și legat tot de asta, colectarea Gunoaielor cu uh, Polaris, privatizarea aceasta. De ce spun una dintre cele mai mari realizări? Pentru că uh, și de asta beneficiază actualele autorități de astăzi. Gândiți-vă că de la 1 ianuarie 2010 Uniunea Europeană poate trece la amenzi drastice, au și spus, pentru acele localități unde problema gunoaielor nu este rezolvată. Se impune închiderea unor gropi ecologice neautorizate și se impune construirea, din ce fonduri, din ce fonduri, a unor deponee ecologice în localități. Noi îl avem inaugurat din 2003. Așa cum nu are, de exemplu, nici Timișoara la nu are acest nivel? Nu dar... are Timișoara și vreau să vă spun ceva. Uh. Poate vă aduceți aminte că în 2001 dintre subiectele campaniei mele a fost incinerator de gunoaie. Rezolvarea problemelor gunoaielor. Unii s-au uh, și atunci de dragul de a face ceva antipopa a zis, a zis incinerator și a făcut deponeu. Uh, săracii nu au cunoștințele care le trebuie. Uh, incineratorul de care vorbeam, avea nevoie de o anumită cantitate de gunoi și calitate. S-au făcut studiile necesare, le aveam în mână și am plecat în orașul prieten, numit orașul Grădină, Timișoara, la domnul primar Ciuhandu. Și a spus domnul primar, uite care e situația, asta este oferta pe care o am eu. Sunt investitori americani pe care îi cunosc și finanțatorii, hai să facem pentru cele două orașe, pentru mine, pentru Arad, e... Prea mare. Nu mă satisface, nu-i satisface pe ei, nu pot face asta. Împreună, dacă o facem la limita între județe, rezolvă și problema Timișorii, rezolvă și problema Aradului. Domnul Ciuhandu a spus, pe baza informațiilor pe care le avea atunci, domne eu am niște fonduri ISPA puse deoparte la Bruxelles, eu în curând le primesc și îmi pare rău, dar nu pot accepta această soluție am plecat relativ necăjit, sigur ai vrut să faci o treabă, era o chestie extraordinară, dar în sfârșit am găsit un investitor austriac care a făcut deponeul și care a venit să-l facă pe banii lui. Noi doar am pus terenul în toată această asociere. Terenul e al nostru și le dăm gunoaiele. Și au venit ei și au făcut deponeul, groapa ecologică, pe banii lor. A câștigat Aradu? Sigur că da. În 2003, și vreau să vă spun că au fost multe drumuri de București cu autoritățile de la București, cu mediul, deja Uniunea Europeană impunea anumite condiții, ambasada austriacă totul s-a făcut și este și până astăzi este cel mai modern și respectând toate normele europene, deponeu ecologic din, part, din jumătate de țară. Din jumătatea asta de țară. Ați mai avut? Timișoara, nu știu ce s-a întâmplat, nu are nici astăzi rezolvată problema gunoaielor. Aradul are, din 2003. E un exemplu pe care nu trebuie să-l uităm. Sigur că este încă un exemplu important al ceea ce s-a întâmplat în mandatul Dorel Popa, iar acest exemplu este vizibil în Parcul Reconcilierii. Practic e vorba de crearea acelui Parc a Reconcilierii despre care aș dori să vă rog să ne vorbiți despre contextul creierii acelui Parc a Reconcilierii și care a fost uh, povestea parcului, respectiv povestea repunerii monumentului uh, celor 13 general pe Soclu? Da. Și aș vrea să nu uităm despre iluminatul public după aceea, Da. răspund aceste întrebări. Întâi de toate, uh, înainte ca popa să devină primarul Aradului, între România și Ungaria s-a semnat un acord între cele două țări. Parte a acelui acord era și parcul reconcilierii de la Arad. Pe vremea în care uh, Valeriu Stoica era uh, ministru de justiție, elementele grupului statuar au fost aduse deja din cetatea Aradului uh, la minoriți. Da? S-a pus problema printre altele și datorită acordului de colaborare, protocolului, așa se numea, protocol între PSD pe vremea aceea și UDMR, să se purcea de la această acțiune. Eu vreau să vă spun că aș putea scrie o carte pe treaba asta. Nu mai pe această treabă, fiindcă eram sandwich. Eram la mijloc între PSD, pe de o parte, și UDMR, pe de altă parte. PSD care nu era foarte filomaghiar la vremea respectivă. PSD care avea două curente. Unii zicea, băi popa, dă bătaie. Alții ziceau, popa, las-o mai încet, las-o mai langzam. Și eu între ei. Pe de altă parte, UDMREU, partener loial până atunci și zicea domnul primar. Și mai puțin loial după aceea? Eu n-am spus nimic. Domnul, vedeți protocolul, da. Și, într-adevăr, era acolo și nu semnasem eu protocol. Deci era protocol la nivel central, exact cum acordul între cele două țări nu avea semnătura radului, da? Dar, până la urmă, aceeași țară, aceeași republică. Și atunci. Uh, fără a menționa multe din dificultăți, uh, a fost greu să obținem votul pentru una din cele patru variante uh, de amplasare, după care au început. Care? și um, scuze, care erau cele patru variante, vi le mai amintiți? Mm, una, una era lângă Una cetate. era cetatea, da, uh, altul era aici, alta era uh, piața uh, Avramei, în spatele teatrului. Acolo făceai alte deranjuri, mutai monumentul acela. m mai și acolo era o repunere pe vechiul amplasament? Da, și mai era încă, încă una, sincer, pe moment nu-mi aduc aminte. S-a hotărât, s-a ajuns la concluzia unanimă că distrugând mizeria aia care era acolo, tal-ciocolată. Era care o era... piață rusească? Nu. Oh. Numai șobolani nu erau acolo, dar cred că erau și șobolani. Uh. Până la urmă, după ce hotărârea s-a luat, a început și vâlvătaia. Ca să trec și să fac povestea scurtă, a venit în cele din urmă Răzvan cu ministrul culturii la vremea aceea. Și am spus, domnule primar, lucrurile nu pot să iau o întărsătură neplăcută, vreau să mergem să batem orașul cu pasul și să facem cum este bine. Domnul ministru, vă stau la dispoziție. Și prefectul, și toată lumea ne-am dus. Cred că am văzut, nu mai știu exact, 11 sau 13 amplasamente în oraș. Spre marea mea satisfacție, după două zile, am ajuns la concluzia, domnule primar, ăsta e cel mai bun. Veniți într-un fel la Arad, plecați de la Arad cu concluzia, mea, a noastră, a Ardenor, că nu vorbesc doar de mine aici. Pentru mine a fost o satisfacție. O satisfacție pentru că, unu, nu ne-am hazardat să facem repede. Doi, n-am făcut prost. Trei, și asta uh, trec de momentul inaugurării. Uitați-vă la piața aia, cum arată astăzi. Și oamenii de acolo sunt mulțumiți că a și crescut valoarea locului valoarea locativă și așa mai departe. Uitați-vă cum arată astăzi. Este un loc european, este un loc unde filarmonica ține concerte, este altceva. Vis -vis... Ca să nu ne aduci și să mai mi-aduc aminte de un singur lucru și îmi cer scuze că insist, momentul inaugurării a fost unul de excepție, da? Primul ministru Maghiar, la vremea aceea, uh, uh, Jonathan Schiele, reprezentul Europei, la vremea aceea, autorități... Uh, Române, la vremea aceea, într-un cuvânt, am arătat că putem trăi. Și vreau să vă spun care a fost argumentul meu. Sigur, au fost români care m-au criticat pentru treaba asta, dar eu le-am spus ceva. Au cândva. fost și manifestații acolo câteva da. împotriva da. reamplasării. Bun, cei care sunt afară afara curbei lui Gauss, pentru mine, nu au contat niciodată. Cine vrea să știe Cei cu curba lui Gauss, să citească fizică. Eu nu insist astăzi. Deci nu vorbesc de elemente extremiste, nici de unii, nici de alții. Eu vreau să vă spun că am ajuns la concluzia că trebuie făcut ceva. După ce o să vă spun ceva interesant, m-am consultat. Dacă spuneam că pot scrie o carte, n-am exagerat deloc. Uh, am fost la Cotroceni, la unul dintre consilierii prezidențiali. Pentru că, la un moment dat, mie mi se spunea Domne, nu ne ducem anul ăsta, cei din linia întâi, nu ne ducem la depunere de coroane la UDMR. Merg numai viceprimarii și subprefecții. Linia a doua, linia întâi nu merge. Acum, știți cum e eu, dacă mie îmi spune cineva chestia asta și uh, am și o explicație logică, probabil că o accept. Chiar dacă vine de la cineva care se crede șef, că până la urmă ori avem, ori nu avem șefi, oricum nu ne plac șefii, chiar dacă îi avem. Dar în momentul în care afli că indicația e de sus, nu ne ducem noi cei din linia întâi, merg numai aia. Și vrei să vezi ceva logic după aceea și nu primești. M-am dus. Eu m-am dus. Am fost alături de colegii și concitadinii noștri maghiari acolo. Ne fiind mai român pentru că m-am dus și nici mai puțin român pentru că m-am dus. Tot român am fost. Părinții mei și străbunii mei sunt români toți, dar... Bine, nu știu dacă mă înșel, ați fost cumva parcă primul primar care a participat cu tricolorul și a depus coroană de flori acolo? Nu vreau să spun eu asta, nu mi-aduc aminte. Știu că am fost, dar s-ar putea să fi fost primul, dar nu, nu vreau să-mi atribui eu acest lucru. Uh, în orice caz... M-am dus să discut cu cineva extrem de competent și am spus așa, domnule, uite cum văd eu lucrurile. Și vă rog, ascultați-mă, și după aceea corectați-mă dacă trebuie să mă corectați. Cu Victor Opaschi v-ați întâlnit? Nu. No. Nu. No. Cu Talveș. Nu am, am niciun tarp, secret. Da. Era șeful administrației prezidențiale pe vremea aceea. Opaschi era un om de mare deschidere și de mare cultură. Opaschi era prieten cu uh, directorul de la opera din Viena și așa mai departe. Deci cu Opaschi, cu Vaticanul și așa. Deci nu, n-are rost să... Opaschi nu-și punea problema asta. Eu m-am dus să discut cu altcineva care deținea în mână mai multe pârghii. Și am făcut-o din proprie inițiativă. Și am spus, domnul consiliu, uitați cum văd eu lucrurile. Vor veni peste câțiva ani situațiile absolut legale în care, dacă vorbim de Europa, atunci nu era, deci rețineți, eu priveam înainte. Eu priveam înainte, nu era 2007. De la 2007 e ok, dar și acum avem control la vamă, da? Vor veni momente în care românii se vor duce la Becheșcioaba și ungurii vor veni la Arad, nu vor mai arăta nimic, vor trece pur și simplu. Ce i-ar împiedica pe 2000 de români sau 20.000 de, de români din Arad să se ducă la Becheșceava sau la Diula, la Diula, la Liceul Bălcescu, să pur și simplu să depună în termen legali o autorizație pentru o întrunire la primarul de acolo și pentru că au depus-o și au solicitat-o în termen legal, să primească autorizarea și să meargă 20.000 de oameni acolo. Îi împiedică cineva? Nu. Ei bine, eu cred că așa se va întâmpla. Va veni o vreme când vor veni ungurii la Arad să-și respecte, să-și cinstească eroi și noi putem să ne ducem și să dea Dumnezeu să ne ducem la Diula, să-l să cinstim pe Bălcescu și liceul de acolo, pur și simplu normal. Nu mai arătăm documente la vamă, suntem cetățeni liberi într-o Europa liberă și unită și trebuie să arătăm că gândim europenește. Domnule consilier, greșesc sau nu? Și dacă greșesc, spuneți-mi să știu ce am de făcut. Și mi-a spus băiete, ai gândit bine, dă-i drumul înainte. Bun, eu fusesem acolo, nu am fost după ce am primit aprobarea. E deci fapt? pe popa nu l-a dus niciodată nimeni așa dintre șefii de la București. E, e foarte... adevărat că n-am făcut bravuri și n-am sărit calul, dar și asta este pe mine cu zăhărelul și cu așa, ca pe animalele de la circ, nu m-a dus nimeni vreodată și nici nu mă va duce. A fi foarte interesant de, de știut și geneza acelui arc de triumf care este vis-a-vis -vis de, de monumentul maghiar. A fost și foarte criticat acel arc de triumf pentru că, în opinia multora, nu cadrează cu simbolul celor 13, de general, cu statuia libertății. Da, acum să vă spun ceva. Chestiunea cu acel arc de triumf nu a a fost a radului. S-a luat decizia la Ministerul Culturii. Ei au făcut și concursul, el s-a instalat acolo. Părerea mea este că s-a vrut o replică la faptul că era o statuie a maghiarilor să fie și una a Românilor. Sigur, nicio problemă. Bine era să se fi pus. Credând că însă că timp a fost prea scurt și s-a făcut un lucru relativ provizoriu, care a rămas destul de stabil. Cine știe dacă va mai fi vreodată un alt monument, să zicem, românesc, acolo. Eu cred că sunt monumentele Aradului. Vreau să spun ceva. Eu am fost la Peci când eram primar și la Peci, foarte aproape de clădirea primăriei, este o moschee în centru, buricul, în buricul târgului. Știți de ce? Pentru că lângă Peci, la câțiva kilometri, este Mohaci. În 1526 a fost lupta de la Mohaci și turcii au ajuns să facă pașală. Urgia de la Mohaci, pentru că a fost un masacru acolo. Ok. Turcii și-au făcut pașalăc acolo. Dumnezeu, nu le-a plăcut ungurilor chestia asta. Sunt sigur, nu mi-ar fi plăcut nici mie. Dar asta a fost istoria până la urmă. Și m-am uitat că nu știu câți unguri se bucură trecând azi la peci pe lângă moschee. Apropo de faptul că recent Elveția a luat hotărârea să nu permită construirea minaretelor la ei. Nu știu cât s-au bucurat. Sau se bucură și azi. Dar e acolo. Pentru că reprezintă un moment al istoriei lor. Eu aș dori să revenim puțin și să insistăm asupra unui capitol discutat ceva mai devreme, dezbătut ceva mai devreme, și anume realizările administrative din mandatul 2000-2004. Da. Uh, un lucru important pe care nu e voie să-l uităm este iluminatul public. Toată lumea trece astăzi și se bucură de iluminatul arhitectural de la primărie, de la catedrala catolică, de la teatru. Mai puțin știu... De nocturna stadionului nocturna. nocturna. Mai puțin știu cât de grea a fost lupta pentru ca să trec în mandatul popa această hotărâre. În practic, nu numai că a fost o luptă grea, ați fost blocat. Dacă vine ne da, sigur. opoziția da. a ieșit din sală doar să nu voteze. Da, da pentru să că, nu că eu atunci aveam nevoie de două trăimi de voturi, 17 voturi și eu nu aveam decât 13. A fost un blocaj în arat de câteva luni. Absolut, da. Și până la urmă am ajuns prin negocieri, dar negocieri din astea la sânge, lupte grele, mi s-au cerut spații. Uh, am venit și am spus, consilier, domnilor, ăștia cer un spațiu, sunt un partid, cer spațiu, domne, nu-i nimic pe sub masă, e pe masă, hai să o punem așa, hai să le dăm, domne, un spațiu la partidul ăsta, dacă ei ne dau voturile astea și le punem amândouă pe aceeași ordine de zi, primul iluminatul, după asta trece iluminatul, trece și spațiul lor. Vă rog să votați să le dăm un spațiu. Deci au fost negocieri din astea, ajunse după ce, în prealabil, am fost ținut blocat la mantinelă. Ei bine, pentru cine am vrut eu să fac iluminatul, doamnă? Dar vreau să vă spun ceva, atunci era o îndrăjire enormă. Și știu că se făceau ședințe pe tema uh, să nu lăsăm pe Popa să facă. Dar de ce se putea întâmpla asta? Pentru că urmă pe nu este vorba de Popa, este vorba de Arad. Întrebați-i pe ei. Și cum ați să dumneavoastră această îndrăjire? Prin faptul că știam că mai erau și oameni de bun simț acolo și mai transmiteau și să mai răsufla, și uh, prin faptul că uh, știam totuși ce se pune la cale și până la urmă, cu greu, uh, mă uitam să văd unde-i consilierul cu tare, ajunge la ședință, nu ajunge, am 17 voturi, nu le am, uh, negociază, dă-o, fă-o, până la urmă am reușit. A fost o mare victorie când am reușit Iluminatul. Pe urmă, alte câteva luni am fost ținut uh, pe loc, vreo aproape 8 luni, dacă nu mai mult, pentru că se câștigase. Și aici spune un lucru, și îl spun pentru ca să trageți și o concluzie cu privire la alt caz. Dar trebuie să o trageți voi. A câștigat licitația firma Luxten De iluminat public. Da licitația de eliminat public, firma Luxten, toată ziua, toată lumea a zis, colegii, unii colegi din opoziție, că e aranjamentul lui Popa cu Luxten. Da, i-am lăsat să vorbească. Dar în, în contract scria, în documentația de licitație scria că trebuie semnat contractul în 60 de zile. Au trecut 60 de zile și nu s-a semnat contractul mai erau vreo două, trei zile până la expirarea termenului și uh, Luxten de la București ne-a chemat să mergem. Care să se era mă. la vremea respectivă singura societate, singura firmă de profil care ilumina singur o capitală în Europa. Era vorba de București. Exact. Și pe vremea aceea acționarul din Arad, care fusese cândva, nu mai era la ei, domnul Zoltan Besormeni, erau doar cei din București și uh, Toată lumea știa de aranjamentul lui Popa cu Luxten și ăia de la Luxten au binevoit să schimbe anumite părți în contract. Părți fundamentale care contraziceau caietul de sarcin. l a întâlnit pe Voicu, viceprimarul. Iese din ședință, vine, îmi spune Dorule, deci voi cu Doru, așa vorbeam, nou, să nu ne formalizăm, că asta e adevărul. Mai Emanuel, mai e Minel Dorule. și Doru. Minel, da. da. Ce mai aici e, e necaz, sunt niște schimbări, ce fac? Ce schimbări mai? Îmi spune. Băi, nu semneți. Să Se duce înapoi. Domne, nu știți pe ce lume sunteți? Nu știți cu cine aveți de-a face? Vreți să o pățiți? Spun ei. Spuneau ei, da. Eu i-am spus lui mă, mine, măi, nu semnezi. Nu semnezi. Nu-i respectă documentația aprobată de Consiliul Local? Nu semnezi. Via acasă. Aia n-au crezut că noi facem asta. Și n-am semnat. Evident că au trecut cele 60 de zile. Conform legii, licitația era anulată și, din păcate, pentru mine și pentru noi arădenii, a trebuit din nou un proces, 60 de zile fiind licitație cu participarea internațională, fiind, de asemenea, 60 de zile până când s-a anunț licitația și așa mai departe, 60 de zile pierdute deja, da. lunile dinainte de anunțarea licitației pierdute deja, într-un cuvânt, aproape 8 luni, dacă nu chiar și mai mult, pierdute. O altă licitație? Amenințați cu contestații, cu nu știu ce am spus, domnilor, duceți-vă și faceți contestații, duceți-vă la instanță și dați-ne în judecată că n-ați semnat contractul în 60 de zile sau că ați modificat în contract față de caietul de sarcini. Dați-l, dați în judecată. Și le-am spus clar, eu nu port brățări pentru nimeni, domne, nici măcar pentru mine, dar rămite pentru alții. Să fie foarte clar și asta rădenii trebuie să știe. Și pe tema asta pot scrie o carte. Domnule Popa, o Și a câștigat până la urmă altcineva o licitație și până la urmă s-a făcut. A câștigat firma, o firmă din Timișoara, da. 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 De numele sau de mandatul dumneavoastră se leagă o decizie extrem de nepopulară în Arad. Parcarea cu plată. A fost introdusă parcarea cu plată, dar într-un mod agresiv. Poate că oamenii nu au fost atât de nemulțumiți de sistemul parcării cu plată, cât de agresivitatea care, cu care el se asocia. Erau uh, gărzi de corp ale firmei care câștigase licitația, care nu ezitau nici să lovească atunci când simțeau că e nevoia. Da. Uh, sigur, asta a fost o mare greșeală pe care eu am dezavuat-o. Firma care a câștigat licitația a angajat o firmă de pază care să facă și ăștia au făcut abuzurile. Evident, le-am contabilizat din nefericire eu. Uh, dar ce nu știe Arădeanu este că, în momentul în care s-a aprobat chiar implementarea acestui sistem de parcare, S-a spus și că există o perioadă de șase luni, mi se pare, în care toate deficiențele, toate nemulțumirile să fie colectate și -au, au fost numiți doi consilieri, unul de la putere și unul de la opoziție, care să le centralizeze și să vină în fața Consiliului Local, Municipal, pentru a-i se aduce modificările necesare. Pentru că știam din alte părți că la început. În orice oraș s-a implementat, în Europa, în Ungaria, de pildă, acest sistem, el a produs oarecare nemulțumiri. De interesant este că de fiecare dată când am vrut și am venit pe masa consilierilor, atunci, cu propuneri de îmbunătățire și de modificare, nu am obținut voturile suficiente. Și cum se explică asta? Se explică, au vrut ca acest element negativ să fie contabilizat la popa. Nu avem documentele și azi. Ele n-au fost aprobate. Obțineam 15 voturi, 16 voturi, dar niciodată 17. Ei, vreau să spun că a fost o greșeală, am spus-o și la vremea aceea, incontestabil s-a greșit prin agresiunea față de Ardeni, prin agresiunea față de oricine, că poate n-au fost numai Ardeni, au fost și din alte părți, și acest lucru l-am comunicat firmei câștigătoare, și firmei de pază. Le-am comunicat dezacordul nostru cu privire la asta, n-am fost niciodată de acord. Dacă mai este cazul încă o dată, o spun acum, îmi cer scuze rădenilor pentru ceva ce n-am făcut eu, dar s-a făcut pe la spatele la meu. La un moment dat s-a și suspendat acest sistem, dacă bine mă amintesc. Da. Pe de altă parte însă, vreau să vă spun că același sistem făcut atunci este și astăzi funcționabil atâta doar că e mult mai scump astăzi. Cel mai scump din țară. Asta o spune jurnalistul. Eu am adus un sistem care este bun. Se vede că a fost bun din punct de vedere tehnic, nu vorbesc de implementare și de greșelile care l-au însoțit. Din punct de vedere tehnic este bun, este cumpărat de primărie. Astăzi este folosibil astăzi. Doar că e mult mai scump. Și atunci vin și spun de ce a trebuit excesiv de mult politizat acest lucru. Răspunsurile probabil că nu le vom afla niciodată. Da, de da. ce nu ați făcut o parcare subterană, domnul Popa? Poate dacă făceați o parcare <coughs> subterană rezolvați problema mult mai elegant. Bun, vreau care să, să spun nu nici acum. O parcare subterană aveam de gând să facem. Dar nu ajungea. Pe de altă parte, Vreau să vă spun, duceți-vă uh, la Lisabona am fost, gara galbenă. Duceți-vă în America, duceți-vă unde vreți. În zona centrală nu aveai unde să faci o parcare subterană și în orice oraș serios din lumea asta, duceți-vă la Paris, duceți-vă unde vreți. În zona centrală, orice parcare faci, nu poți sta mai mult de două ore acolo. Pleci după două ore. Baci banul, stai două ore și ai plecat după două ore. Pentru că e descurajarea pe care autoritățile vor să o adreseze tuturor șoferilor să nu-și lase mașinile în fața primăriei, cu orele, cu zilele. Abia ieșise România din isteria nu ne vindem țara și vine Dorel Popa la începutul anilor 2000 și spune, domnule, hai să facem o chestiune pe care n-a mai făcut-o nimeni, hai să dăm cetul, să luăm în primul rând cetul în domeniul public al Aradului de la stat și să-l privatizăm, să-l dăm unor americani. A fost uh, o chestiune, a fost un lucru, a fost un gest, o mișcare care vi s-a reproșat foarte mult. Veți vedea că aici se va ajunge. Ăsta e viitorul. Eu vreau să vă spun, uitați-vă în Ungaria, cu excepția centralei nucleare pe care ungurii au, toate celelalte ceturi sunt privatizate. Bun, care a fost momentul în care dumneavoastră ați decis această mutare și de ce nu s-a mai concretizat ea? Ce, ce efecte a produs până la urmă da, deci, decizia dumneavoastră? Ideea a fost și eu am recunoscut-o, dar n-am aruncat-o în brațele altuia pentru că n-a reușit proiectul. Ideea a fost a lui Gheorghe Seculici, care mi-a și adus primul grup american cu care să facem treaba asta. Dar eu am înțeles ideea din prima, am știut că acesta este viitorul. Vreau să vă spun că pe vremea aceea Uniunea Europeană știa că termoelectrica are o gaură neagră de 400 de milioane de euro. Recent, recent însemnând când domnul Toader era secretar de stat la Ministerul Industriilor, a spus că gaura neagră la termoelectrică este de 1,2 miliarde. Și atunci s-a spus, și Uniunea Europeană a recomandat, singura posibilitate de a scăpa de acest mamut care mănâncă banii poporului român este descentralizarea și privatizarea. Și atunci, și îmi asum ideea, și veți vedea că până la urmă la asta se va ajunge, până la urmă cineva va trebui. Să facă privatizarea cetului. Bun, nu au făcut americanii lui Popa, n-au făcut al doilea grup de americani al lui Popa. Mă rog, a mai făcut-o cineva? N-a mai făcut-o. Dar o vor face, pentru că n-au altă soluție. Eu am spus un cuvânt în cadrul acestei emisiuni care, pe care îl repet acum, pionierat. Multe din ideile pe care le-am adus eu erau pionierat pentru vremea aceea. Dacă le-aș fi spus cu 3 ani, 4 ani sau cinci ani mai târziu, era mai bine. Dar nu aveam mandat de 5 ani. Asta cu cetul a fost pionerat, dar o veți vedea când va realizată. Cea cu gunoaiele a fost pionierat, dar este deja realizată. Și așa mai departe. Păi, v-aș mai spune un Cea pionerat. cu iluminatul V-aș mai spune un pionierat, dar a fost un alt proiect, un alt scandal. Proiectul primului cartier rezidențial al Aradului după anul, chiar vreau după să Revoluție. Revenim. Vreau să revenim la el. După Revoluție da. a demarat tot în perioada dumneavoastră. Da. da, chiar vreau să revenim la el. Deci, ca să închei cu cetul, ul Până la urmă veți vedea activitatea cetului s-a rentabilizat odată cu trecerea sa la uh, municipalitate. La municipalitate. Au fost unii care au zis, domne, noi terminam grupul 2 și se făcea și era, se dregea și era mare lucru. Nu e adevărat, domne. Toate fondurile pentru grupurile 2 erau oprite, mai era unul singur la Bacău, mi se pare, sau undeva în Moldova, unde chiar mai lipseau vreo 5 milioane și atunci s-ar fi făcut. Era deja uh, realizat într-o măsură oarecare. La Arad nici nu începuse. Deci astea cu, din cauza lui Popa nu s-a făcut grupul 2, astea sunt povești, domne. Astea sunt uh, seara când vrei să spui noapte bună copii. Acolo merge. În altă parte nu merge. Până la urmă, când se va face grupul 2 aici sau ce se va întâmpla, se va face pentru că se vor găsi niște investitori. Și eu doresc autorităților Aradului, indiferent care sunt ele, să găsească într-o zi pe cineva ca să rezolve această problemă care este până la urmă a noastră, a tuturor. Cândva acest lucru trebuie realizat. Le doresc succes oricine ar fi, ei trebuie să rezolve cândva asta. Dacă m-ar fi lăsat să o fac, aș fi făcut-o. Dar și aici am fost sabotat. Și vă dau exemplu prin care am fost sabotat. Grupul american cu care am semnat contractul a trimis documentația după o întâlnire aici, la Arad, cu primul ministru, cu ministrul industrilor, cu reprezentantul Alstom, care era un anume domn Dobrescu. Care a fost aici și s-a discutat câți bani ar trebui pentru ca grupul 2 să se termine la rad. Și s-a spus suma, 20 de milioane, bazată pe niște studii făcute și de Alstom și de alții. 20 de milioane. Ok, bun. 20 de milioane, da. Bun. Au plecat. Eu am comunicat americanilor, 20 de milioane trebuie pentru grupul 2. Comunicare aprobată sau avizată, nu prin documentație, că era o discuție, și de grupul Alstom, care până atunci lucrase cu cetarat. Ei, s-a trimis documentația instituției financiare pentru că așa se întâmplă în lume. Se creează sindicalizări, se iau bani și se fac investițiile, după care banii se recuperează. S-a cerut și de la un institut de proiectări în industria în electricitate din București un studiu și s-a trimis. Culmea este că la aceeași instituție financiară erau acum două documente. Unul cu 20 de milioane și unul cu 30 de milioane. El l-au scos din București la 30 de milioane. Păi, acolo nu vorbești cu cofetar, domne, la instituțiile financiare. Când tu îți faci un business plan și spui că investești 20 de milioane și îi scoți în atâta timp și după aia vine altă documentație cu și arată că nu mult, cu 50% da? mai mult, a de trimit la plimbare, domnule. Că un plus minus acolo există, dar nu de 50%. Și a căzut treaba. Da, e adevărat, nu s-a mai realizat, dar, repet și ca să închei subiectul ăsta, cândva veți vedea că tot asta va trebui făcut. Uitați-vă la țările din jurul nostru. Aș dori să discutăm puțin despre acel la subiect al cartelului rezidențial, un subiect foarte controversat uh, la vremea da. respectivă. Da, vreau să vă spun ceva aici, uh, ca să fac povestea cât de Știți, scurt Se spunea o să se exista o suspiciune atunci ce tot vrea Popa cu americanii. Da. Bun, hai să vă spun ceva. Uh, vă spun eu ce vrea Popa cu americanii, ce o să vrea și alții cu americanii. Europa nu mișcă fără americani. E o competiție. E adevărat că ar vrea și fără ei, dar nu merge fără ei. Uitați-vă și la Germania, uitați-vă la cine vreți. Nu le plac, mai ales francezilor. Nu le plac americanii, dar nu merge fără ei. Să fie clar. Și acum nu-i vinovat popa că, fiind român, și-a dat și el seama de treaba asta. Da, sunt filoamerican și o să mor așa. Scurt. Nu merge Europa fără american, domne, să fie clar. Asta e. Și când strănut americanul, Europa nu are gripă nu îmi place, nu spun că așa trebuie să fie, dar așa este. Și atunci, am ajuns în posesie același grup. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Grupul care a adus americane care au cumpărat Astravagoane. Astravagoane marfă. Marfă. Și care a mers, au retehnologizat-o, a mers, a început să aibă comenzi. Aduceți-vă aminte că era falimentară prin anii 88-89, nu făcea nimic. Erau o, o grămadă de oameni dați afară. Au început reangajările, uh, au ajuns să aibă sudorii acolo salarii de 300 de dolari pe lună. Dar să nu mă refer prea mult la subiectul ăsta, au venit americani și-au cumpărat asta, uh, vagoane marfă. Același uh, lobbyist mi-a adus într-o zi, uite, domne, ce idee avem, au unii. Și-au făcut la Cluj o chestie, dar care nu funcționează. Păi, de ce nu funcționează? Pentru că au încheiat un contract cu Funar. Primarul Funar Clujului, primarul de atunci, Primarul da? Clujului. Uh, și ăla s-a angajat că le face infrastructura. Pff, eu am izbucnit în râs. De ce? Pentru că noi aveam experiența cu infrastructura din zona industrială. Și care era experiența, pozitivă a noastră. Nene, dacă trebuie să-mi dai 10, 10 euro pe metru pătrat tu dăm numai unul, de ceilalți nouă, făți infrastructura, că tu ți-o faci repede, că ai banii, și când e gata infrastructura... Ai banii și interesul. Exact, ai banii interesul, te miști repede. Când e gata infrastructura, ea trece în proprietatea radului, deci este ca și cum mi-ai fi plătit mie cei 10 euro. Dar că tu te miști repede și ai interesul și merge repede. Așa am făcut cu toți. Și a mers la prima întâlnire cu americanii de la Casa Rom, le-am spus, domnilor, despre ce e vorba? Mi-au arătat, mi-au explicat. Ok, domnilor, dar aici nu ca la Cluj. Păi cum? Păi aici simplu. Aici nu contează cât e prețul la asta, voi faceți infrastructura. Pe banii voștri. Păi cum? Simplu. Nu am bani în bugetul local să vă fac o infrastructură un aspect economic și în al doilea rând și aspectul moral, pe care arădenii nu-l știu. Aspectul moral este următorul. Eu trebuia să vin în fața Consiliului Local și ei să voteze, prin reducere la absurd, să presupuneam că îi păcăleam să voteze. Ce să voteze? Că în Arad, în zona aceea, o să iau bani din bugetul local ca să fac infrastructura pentru cine? Pentru niște oameni care își vor lua case acolo sau apartamente mai cu dare de mână. Da? Mai cu dare de mână. Ia duceți-vă pe acolo să vedeți ce viluțe cresc și eu trebuia să iau și din banul săracului. Și din banul celui care stă în gai, și din banul celui, din bugetul local îi iau, da? Ca să facă infrastructura. Dacă aveam banii ca să facă infrastructura, nu era corect față de ea, pentru că unii probabil nu aveau să ajungă niciodată, numai cu taximetru în zona aia, să vadă unde le-am cheltuit eu banii lor. Și atunci n-am vrut să iau din banii lor. Și am vorbit cu americanii clar din prima zi. Băieți, veniți, trebuie licitație, trebuie conform legii, aveți posibilitatea să se prezinte două, trei firme sau mai multe, dar asta o pun în de sarcini. Voi sau cine face asta, face infrastructura pe banii lui și o predă orașului când e gata. Și facem echivalarea. Lucru care s-a întâmplat. Au înțeles, dacă faceți asta, nu veți mai avea probleme. Că la Cluj făcuseră câteva construcții și Consiliul Local n-a avut bani să le facă infrastructura și oamenii erau cu blocurile și cu casele și nu puteau să se mute, că nu avea infrastructura. Deci aici a fost superioritatea în gândire a noastră, a arădenilor. Nu ne angajăm la infrastructură. Faceți-o voi. Cum pot ăia să-și facă la fabricile lor infrastructurile de care au nevoie, faceți și voi. Și cel mai important lucru, indiferent cine ce spune și o să ajung și la DNA, cel mai important lucru este că am prevăzut în contract așa. În situația în care veți vinde vreodată acest teren, dreptul de preempțiune este al primăriei și vânzarea se va face la prețul de achiziție. Nouă ne-l vindeți cu atâta puțin cu cât l-ați cumpărat de la noi. Dar nouă ne-l vindeți. Și asta e și azi în contract. Bun, dar vedeți dumneavoastră, degeaba este dacă nici acum Acolo nu a răsărit un cartier rezidențial. Păi, de ce nu s-a concretizat acest păi proiect? stați că vă spun de ce, pentru că li s-au dat autorizații și li s-au retras, s-au anulat și a trebuit să judece. Păi nu dumneavoastră erați primar? Nu, nu. Deci aia a fost ulterior ce spun eu asta. Da? Deci gândiți-vă că au fost. Primul lucru care s-a întâmplat este că în 2001 s-a întâmplat treaba de la New York. Și americanii au venit și au spus, domne, uite ce s-a întâmplat, toate piețele financiare sunt întoarse pe dos, cerem o amânare de un Atentatul de la World Trade Center. Da, World Trade Center, da. Deci toată lumea s-a schimbat de atunci. Și a pornit cu o întârziere asumată, înțeleasă de toți. Nici n-am făcut documente pentru asta, fiindcă toți am fost îngroziți de ce s-a întâmplat la New York. Și după aceea au început să facă, cu ritmul lor, dar mai întâi s-a făcut infrastructura și să știți că acolo este infrastructură. Deci de aici a trebuit început da? Infrastructura s-a făcut. Deci, ei au cheltuit vreo 9, între 9 și 10 milioane de euro băgați în pământ, care sunt acolo. Și urma după aceea să se ajungă la construcții. Am vrut să spun doar atât. Au fost sabotați pe toate căile după aceea. Dar nu să mă refer la asta, că trebuie să întrebați pe altcineva. Și, în final, când am fost și eu chemat la DNA pentru acest uh, proiect, am arătat procurorilor ce scrie în contract și anume că nu se poate vinde nimănui decât primăriei și la prețul de achiziționare. S-a spus că, și acum vreau să discut cu un jurnalist serios și cu uh, telespectatori serioși, s-a spus că a fost afacerea lui Popa și că Aradu a pierdut. Hai să vedem ce a pierdut Aradu și cât a fost afacerea lui Popa, atrageți concluziile. Ce a pierdut Aradu? Aradu a vândut un teren cu un preț deschis, spus la toată lumea, aprobat de Consiliul Local, după care Aradu n-a mai cheltuit niciun leuț. Americanii au pus bani în teren și au făcut infrastructura care a rămas a Aradului. Ei nu și-au mai retras banii aia niciodată infrastructura a Aradului. S-au dat locuri de muncă acolo, au lucrat Icimu și alții care au lucrat, arădeni au fost plătiți pentru asta. S-a făcut parte de proiectare, Institutul de Proiectări din Arad, arădeni au fost plătiți pentru asta. Și ce s-a întâmplat acolo? Valoarea terenului, dintr-o dată, a crescut, nu știu cu cât, de aici să zicem, cu atât a crescut valoarea terenului, da? Deci, dacă eu l-am vândut cu 0,1%, valoarea lui a crescut. De ce? Pentru că dintr-o dată e valoarea de piață. După aceea, încă o dată, valoarea lui a crescut cu contravaloarea infrastructurii puse acolo, care era la un moment dat numai, până la 9 milioane și ceva. Deci, iată două cauze din care valoarea a crescut. Și știți ce scria acolo? Dacă americanul voia să vândă, mie mi-o vândea cu cât i-am vândut-o eu. Ce-a pierdut Aradu? n-a pierdut nimic, a câștigat. Verificați-mă din punct de vedere economic, faceți un demers jurnalistic, aflați câți bani s-au plătit pentru astea și vedeți că Aradu de fapt a câștigat. Dovadă că astăzi construiesc, alții construiesc și vor construi, dacă n-ar fi nenorocirea asta cu piața imobiliară care afectează pe toată lumea, eu am convingerea că această zonă astăzi era una dintre cele mai înfloritoare azi. Domnule Popas, tot vorbit Revine în, în discursul dumneavoastră termenul de sabotaj. Am fost sabotat, dar erați primar un exercițiu. Ce ați făcut împotriva acestui sabotaj pe care l-ați simțit? Nu eram primar un exercițiu de până, decât până la un moment dat. Până la un moment Bun, dat. Bun, dar ați eram. fost sabotat în perioada cât erați primar? Da, am fost sabotat. Și aduceți-vă aminte că. Uh, se dădeau articole, prefectura analizează, contractul este cercetat, ministerul cutare și sigur că Articol oamenii... Articole în presa locală. Sigur că da. Oamenii au fost nu puțin clienți din Arad care au dat avans și și-au retras avansul. Nu Bun, puțin asta, asta din... în cazul Centeri Mark, dar haideți să discutăm Nu, nu la... Mark, în, în cazul Casarom. Da. Haideți să discutăm la sabotajul acela la nivel păi, global nu, dacă Deci exista. nu am fost eu sabotat ca individ. Proiectul ăsta care s-a spus că e proiectul lui Pop a fost sabotat. Deci la asta mă refer nu că eu personal am fost sabotat, eu n-am fost sabotat. dar la, la Centerimarc același lucru, la Casa Rom același lucru, la Iluminat același lucru. Păi, eu, eu am făcut niște afirmații. Vă rog, verificați-le. Eu nu mă prezint în victimă. Verificați-le, să vedeți dacă e așa. Aș dori să discutăm puțin mai târziu și despre rolul presei în mandatul dumneavoastră, dar înainte de asta vreau să întreb dacă a fost cumva vreo schimbare radicală în administrația locală a, anilor, a începutului anilor 2000, față de ceea ce însemna administrația locală a anilor 1990? Da, sigur că da. Vedeți, am observat. Nu sunt greșeli. Am vrut să spun greșeli, dar trebuie să folosesc un cuvânt mai dur. Nu greșeli. Se compară primarii pe realizări. Uite, domne, cât a făcut popa, să zicem, față de Ando, ca să nu dau alte nume. Un nu fost primar față de un viitor primar. Să dea Dumnezeu. <laughs> uh, Ando a fost primar în 92 până în 94. Deci nici măcar mandatele nu le respect ca să nu fie similitudini create. Bun, bugetul pe care Andor l-avea la dispoziție atunci era atâtica. Popa a ajuns primar în anul 2000. Bugetul Aradului era atâta. De ce? Pentru că între timp. Nu pentru că dintr-o dată Popa, cel mai deștept și mai frumos din lume, a făcut bugetul Aradului atât. Nu. A făcut și el partea lui. Și o să vă arăt eu unde e partea mea și unde alții își asumă, știu eu, merite. Dar, dacă Ando era primar când a fost popa, nu cred că aș fi putut spune Ando a fost mai slab primar decât popa. Pentru că, între timp, în Arad, ce s-a întâmplat? A venit, de exemplu, Astra Vagoane, da? Marfă. A venit cu tare, a venit cu tare și fiecare din contribuțiile acestor oameni la bugetul aradului a urcat valoarea bugetului la mult mai mult decât l-a avut Ando între 92 și 94. Da? La mult mai mult. Comparația corectă între Ando și Pop ar fi dacă în același moment doi oameni au același buget la îndemână. Și de acolo încolo intervine maestria lor în a aduce în a face uh, bugete atrase, în a aduce sume atrase, investiții atrase din altă parte, nu doar din buget. Dar atunci, în anii 90, democrația era la început, economia de piață la fel scârțea din toate încheieturile și nu cred că se poate spune Popa a fost mai bun primar decât Branc. Popa a fost mai bun primar decât Moisescu, Popa a fost mai bun primar decât Valineamț. Nu, este o greșeală. Eu nu vreau să se spună treaba asta despre mine. Am făcut destule lucruri, am făcut oricum n-am făcut cât am vrut și nici cât ar fi meritat Aradu. Dar nimeni n-a făcut, vă spun eu că nici Gheorghe Falcă n-a făcut cât ar fi putut să facă. Știi? Pentru că ar fi putut să facă mai mult cu ce a avut. Banii de acum vin cu ghiotura față de ce veneau pe vremea mea, ca să nu mai vorbim de anul între 92 și 94. Da? Deci, chestiunea este, nu așa se face o comparație între doi primari. Slavă Domnului, Aradu, chiar dacă Sfalca a semnat contractul cu Berdu, a avut pe cineva care a lucrat înaintea lui pentru asta alte împrumuturi, alte uh, execuții și realizări financiare, uh, bugetare și așa mai departe, HVB-ul, BRD-ul și așa mai departe, a venit și rândul berdului, De ce? Pentru că ei și-au făcut treaba înainte. Și documentația, mai spun o dată, documentația cu Berdu la CTP era gata deja, într-o mare măsură, din aprilie 2004. Nu poți să spui tu, care vii în 2004, aici nu s-a făcut nimic. Chiar eu am spus-o, nu am înființat eu ă, zona industrială. E adevărat că eu am dezvoltat-o astronomic, să zicem, față de ce era înainte, dar nu pot spune, nu voi spune niciodată, pentru că aș minți că eu am fi înființat-o. Nu. Nu pot să spun asta. După cum nimeni nu poate să spune acum, eu am făcut Iluminatul Local când știm povestea Iluminatului Local, da? De exemplu, la Polaris. S-a făcut, eu sunt obligat să vorbesc de realizări acum, nu fac uh, propagandă, uh, publicitate niciunei firme, da? S-a făcut stația de sortare, da? Era prinsă în, în contractul meu. Au făcut-o după mine, da? Dar au făcut-o. Nu poate să spună Falcă, el a făcut-o. Nu poate să spună nici popa, el a făcut-o dar a fost prins în documentație, este partea contractului, slavă Domnului că s-a făcut. Folosește arădenilor, da. Hai să mergem mai departe, domnule. Adică aceste încordări de mușchi din astea de genul Popeye și chestiuni din astea care nici nu țin de oameni serioși, domne. Asta țin de copii, de la grădiniță. Eu nici nu vreau să intru în astfel de comparații. Cu banii cu care s-a operat însă azi, se puteau face mult mai multe. Atenție! Da? E treaba altora. Domnule Popa, proiecte fundamentale pe care le-ați gândit, dar nu ați apucat sau nu ați avut posibilitatea să le implementați, au existat? Da, n-am reușit să fac ceea ce trebuia cu cetul. Aveam în gând și locații și oameni cu care să fac parcări subterane, chiar și eu, și parcări supraterane. N-am mai apucat, n-am câștigat un alt mandat. O altă zonă rezidențială gândită în, acolo la Port Artur. Am discutat cu oamenii, am trimis planuri, eram în dialog cu ei pentru asta. O altă nerealizare, dar era dusă până aproape în faza de contract cu grupul izraelian care a făcut constanța lui Mazere. Duceți-vă în constanța azi. Să vedeți iluminat, să vedeți canalizare. Să vedeți străzile. Duceți-vă. Eu am fost în dialog cu ei, eu și cu Minel. <laughs> uh, am fost în tratative cu ei și eram avansați. Vreau să vă spun atât: direcția economică de la noi, direcția tehnică de la noi, direcția juridică de la noi, au fost în delegație la, la uh, Constanța să vadă cum au făcut ei contractul. Era o colaborare și la ora asta erau gata de mult cu canalizări, asfaltări și tot ce trebuie, poltura, gaiu și bujacu. Pentru că pe astea trei făcuseră în documentație. Astea erau deja, te plimbai ca pe aici, pe la primărie. Erau gata de mult. Erau gata în următorii doi ani de la uh, încheierea mandatului meu. Deci până în 2006, așa era gândită treaba. Era gândit un program de cofinanțare pe 8 ani, în primii patru ani, ei mai mult și noi mai puțin și uh, gradat schimbată proporția. Și eram, repet, și voi da nume și aici, grupul izraelian cu care m-am întâlnit a fost adus la noi de către Ellen Schwarzenberg. Eu am avut întâlniri și în Israel am avut întâlniri și aici, m-am întâlnit și cu Benjamin Netanyahu când era la București și Astea au rămas, din păcate, nerealizările mele. Adică aș fi putut, aș fi vrut să le fac, și s-au întâmplat destule lucruri, n-am mai realizat, n-am mai reușit. În anul 2008 ați candidat pentru un nou mandat de primar, dar nu ați reușit. Mai mult decât atât, rezultatele au fost sub așteptări. Cărui fapt că se datorează? eu știu, hai să nu-i spunem uitarea a rădenilor, ci poate ignorarea a ceea ce dumneavoastră ați realizat respectiv a proiectelor, proiectelor noi cu care ați venit și despre care o să vă rog să, să discutați puțin. Da. Aici zâmbesc deja din start pentru că în introducere o să fac o scurtă explicație. În anul 2000 când am candidat, în primul tur am câștigat 14.000 de voturi quasi necunoscut. În turul 2 am câștigat cu 29.000 de voturi și ceva. În anul 2004, când am candidat și am pierdut, am fost împroșcat, vă aduceți aminte ce făceau unii din presă cu mine, așa, tăvălit în toate mocirilele. Am obținut un tur în turul întâi, 20.000 de voturi. În turul 2 am mai obținut aproape 9.000 de voturi. Deci aproape 29.000 de voturi. Dar am pierdut primări. Asta e democrația. Am plecat acasă, nimeni nu moare din asta. Mi-a părut rău, sigur că da, dar viața merge înainte. În 2008, că n-am mai fost atacat ca în 2004, deloc, aproape deloc. Am avut 4.000 de voturi. Hai să lăsăm prostiile. Aici, la Arad atunci, și vă dau doar un singur exemplu. Liceul Chichi Gherghei. Secția de votare de acolo. Alertă maximă, conferință de presă la miezul zilei, în duminica acolo. Președinta secției de votare pusese membrii din secția de votare dimineața la ora 11, înainte de prânz, să semneze procesele verbale în alb. Întrebare. De ce? Cu ce intenție? Asta s-a întâmplat în 2008. Nu contează, popa nu s-a născut primar și nu va muri primar. Dar dacă îmi spuneți că în 2000 am obținut 14.000 în turul 1. 1, în 2004 am obținut, după ce am fost împroșcat în ultimul hal, 20.000 în turul 1, și în 2008, fără să fi fost atacat, fără să mi se reproșeze, am obținut 4000, atunci mă duc acasă și mă culc. Și am terminat, nu mai comentez. Cine vrea să gândească, să gândească, cine nu să fie sănătos. N-am ieșit la scandal, n-am ieșit la atac, n-am făcut gălăgie, viața merge înainte. Repet, nu e niciun problemă. Dar eu am minte. Am ceva aici, să știți. Și am încheiat subiectul ăsta. Statistica, partea de statistică. Pe de altă parte, Gândiți-vă puțin la 2008. Aduceți-vă aminte, uitați-vă la arhive și la te televiziuni și la presă și veți vedea că am scos pe piață două, trei proiecte cu care orice candidat în lumea asta ar fi câștigat primăria locală. Care? Confortul termic, izolarea și tot ce este. Au râs de mine și au zis, e o utopie, e... Povești, iar nu știu ce. Cum au râs atunci, cu 200 de milioane? Au râs de mine, pentru confortul termic, da? Au râs, dar acum e politică de stat. E politică de stat. Și bine fac că fac asta. Dar au spus că e o prostie, nu pentru că a zis-o popa. Acum e politică națională. Vreau să vă spun ce au făcut Varșovia, polonezii, pentru că eu nu sunt venit cu Pluta în lumea asta. Varșovia a luat 90% din fonduri de la Comunitatea Europeană. Știți de ce? Au declarat toate blocurile, toate construcțiile făcute în vremea comunistă, monumente istorice. Și ca să le facă confortul termic, au făcut apel la banii europeni și au primit 90% din fonduri. Știți ce e? A? Băiat Tisteț, primarul din Polonia, din Varșovia. Făcută. Altceva, și eu spun lucrurile astea pe de o parte, pentru că atunci când am făcut facultatea, eu m-am specializat în tehnologii neconvenționale. Și pe de altă parte, pentru că am fost membru al Consiliului Local la Arad, care a votat implementarea tehnologiilor neconvenționale. Asta însemnând, printre altele, energie eoliană, energie solară. Gândiți-vă că astea au fost proiectele mele de campanie în 2008 și toată lumea, contra candidații mei și alții pe lângă ei au spus utopie, iar prostie, iar nu știu ce. Uitați-vă ce se întâmplă azi în lume. Energia solară, energie eoliană și la noi, nota bene. Deci iată confortul tehnic, politică națională, termic, iată cele două idei doar, politică de mare ambergură la noi. Am avut dreptate? Am avut. Am făcut pionierat, e adevărat, dar cei care au zis că astea sunt prostii, le-au preluat și le implementează asta. Dintr-un anume punct de vedere, trebuie să recunosc că au fost vicleni, dar s-au adaptat și au dat seama că ideea e bună. Și au pedalat pe ea și o fac politică națională azi. Dar asta arată că ce a spus Popa n-a fost utopie și n-a fost prostie. Arădenilor, Uitați-vă acum, știți ce vă spun eu, și aducem, vă, vă rog să vă uitați la ce spuneam atunci. Notarii au primit comunicări acum că de la 1 ianuarie 2010, și asta e ceea ce spuneam eu în Campania de atunci, nu se mai pot face vânzări cumpărări. Vânzări ale unor imobile care nu au un certificat de confort de eficiență termică nu se mai pot face. Eu nu o să-mi pot vinde apartamentul meu dacă vreau să-l vând acum, decât dacă e construit de la 2007 încoace. Până în 2006, toate apartamentele care trebuie să fie vândute, cumpărătorul va trebui să aibă un certificat de eficiență termică. Și asta înseamnă niște experți care acum sunt autorizați, agreați, și asta înseamnă că va trebui să dau bani pentru asta. Și când popa a spus arădenilor în 2008, măi oameni buni, hai să facem confort termic, că veți ajunge în situația, că știam, era dată legea de atunci, eu am ieșit cu legea în față, veți ajunge în situația în care nu o să aveți aceste lucruri realizate, o să vreți să le înstrăinați și nu o să puteți. Asta în subsidiar, pentru că în primul rând confortul termic îmi ajută mie în cameră. Am în, înăuntru 2-3 grade în plus față de uh, camera în care n-am făcut izolație termică. Da? Am spus. Au râs. Acum C veți vedea. le reproșați arădenilor că nu au fost înțelepți, că nu v-au ales primar? Eu nu le reproșez că nu au fost înțelepți. Eu le spun că o idee complet neglijată, când am spus-o eu, este adevărată și că din păcate vor suporta consecințe. Pentru că ce spuneam eu este ca această izolație, confortul termic să fie realizat din fonduri atrase și din fondurile bugetului local și partea aceea care revine lor, cetățenilor, fiecăruia în parte. Asta am spus eu. Și asta a fost luat în derâdere de unii. Ei, arădenii, au rămas tot așa, îmi spuneți câte blocuri s-au făcut. În Arad. Sau câte locuințe. Știți cumva câte s-au făcut. Chestiunea este că în alte părți din țară, și eu am dat atunci exemple, și Mangalia, și Târgu Mureș, și altele, am dat exemple că se făcuseră deja. Numai la noi nu s-au făcut. De ce? Domnule Popa, revenind la mandatul 2000-2004, care a fost principala forță în Arad care a acționat în timpul mandatului dumneavoastră pe care ați resimțit-o și dumneavoastră? Uh, detaliați în puțin, principala forță, politică sau cum? Păi asta, eu nu știu ce ați simțit dumneavoastră atunci cu ce vă confruntați. Bun, atunci pot să Putea răspund. Să fie da, okay. de orice natură. Bun, bun, atunci pot să răspund. Uh, eu cred că a fost o forță alcătuită din mai multe grupuri și de diverse nuanțe care, din păcate, N-au vrut să se facă anumite lucruri. Și sunt destule exemple. Uh, pe de o parte. Pe de altă parte, aș spune aici și frica de nou. Spuneam mai înainte că am avut ca pionierat niște idei. Da, e adevărat, domnule, nicăieri în țară nu s-a privatizat cetul. Ce vrea ăsta, domnule? Da, e adevărat, domne, nicăieri nu s-a făcut cu tare și cu tare. Deponeu ecologic. Țin minte cum râdeau de mine când am adus ideea de incinerator ecologic. Pur și simplu râdeau. Deci, o o inerție extraordinară. Și eu nu o să insist pe, pe latura politică, pentru că eu nu vreau să creadă cineva că în 2009 m-am trezit să mă prezint victimă. Eu nu mă victimizez, dar eu spun niște lucruri care au fost. Pe care le-ați simțit dumneavoastră. Pe care le-am simțit, evident. și Așa care... cum le-ați simțit. Exact. Popa așa cum a simțit atunci, dacă vreți. Deci, erau aceste lucruri care îi țineau pe oameni în loc. E adevărat, era teama de nou. Era, măi, ce-o fi dacă dăm faliment, dacă nu merge, dacă ne apucăm, până acum, știți, și în vremea comunismului eu anumit, era o anumită siguranță, știți? Nu luam noi prea mulți bani, dar îi luam. Ne duceam la lucru, mai leam mai făceam, mai nu știu ce, era o anumită siguranță, era acea siguranță a zilei de mâine. Dar nu era siguranța de peste șase luni, exagerez acum, da? Deci, domne, nu mor mâine, dar poimine nu știu, nu contează, dar mâine nu mor. Cam așa, deci gândind în termenii ăștia. Și atunci eu vreau să spun că așa stând lucrurile, așa stând lucrurile, oamenii n-au avut idei noi. Vreau să vă dau un exemplu. Eu am creat un grup la Arad numit Parteneriat Creativ. Și l-am creat din tot spectrul politic. A fost abandonată ideea. Deși instituția așa cum nu, nu e anulată. Parteneriat creativ. Un ONG. Realizată din, din toate partidele politice și din inteligența ale aradului. Și am zis așa, domne, hai să ne strângem. Și să facem brainstorming. Să vedem ce vezi tu, ce propui tu, ce spuneți voi. Și n-am spus eu. Sau invers. Pentru că noul a avut întotdeauna și elementul de surpriză, noul a surprins întotdeauna și neplăcut, nu numai plăcut. Și noul a adus cu sine și noțiunea de risc, oriunde în lumea asta și în orice domeniu. Da? Dar dacă nu visezi și dacă nu îndrăznești și dacă nu faci și lucruri noi, nu progresezi. Și Asta n-am simțit în arăt. Deschiderea spre așa ceva. Eu nu o să vă spun că forța politică nu știu care m-a ținut pe mine în frâu. Aia e treaba lor, au făcut-o și ei, da? E treaba lor, că încă o dată eu vreau să vă spun ceva. Eu la viața comodă pe care o am acum și la faptul că plec când vreau, comodă din acest punct de vedere. Libertate, am curajul să-mi spun opinia, plec cu primul avion unde vreau, vin înapoi, fac, nu sunt sărac. Nu. Eu am multe realizări până la această vârstă. Și pentru asta mulțumesc lui Dumnezeu. Nu mi-e teamă de nimeni. La mine la șase dimineața nu vin mascații. Nici dacă se schimbă regimul. La mine nu vin. Schimb de locuință n-am făcut. Locuiesc tot acolo unde am stat. Asta nu că ar fi vreo glorie, nu. Dar sunt mulțumit. Eu sunt un tip mulțumit. Dacă a avut cineva ambiția să fiu primar și asta m-a caracterizat și pe mine. Am fost și primar. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru asta. Bun, cu, toate astea, cu toate acestea spuneți că ați fost bălăcărit. Păi așa că... am fost. Uitați-vă în presa de atunci. Bun. Cine a avut motivul să vă bălăcărească? De ce, de ce această bălăcăreală? Și cum v-au bălăcărit până la urmă? Eu nu o să vă spun acum cum m-au bălăcărit, decât analizați epitetele folosite. Analizați metaforele folosite în ceea ce se scria atunci. Da? Bun, a fost un director de ziar acolo pe care dumneavoastră l-ați exclus din partidul pe care îl conduceați. La ce v-ați așteptat să vă laude? Nu. Dar n-am spus că mă așteptam la asta. M-ați întrebat în ce sens, cum am fost bălăcărit. Păi prin asta, prin epitete, prin comparații, prin metafore, prin. Uh, fiecare arăta limitele lui. Păi și dumneavoastră v-am mai întrebat odată, dar trebuie să vă întreb: de ce n-ați acționat? Ce ați făcut? ca această situație să nu escaladeze. Nu putem face nimic. Ei aveau temele lor și nu putem face nimic. Vedeți, eu văd altfel și relația cu presa. Mi-e într-un îmi pare rău că n-am avut o relație mai bună cu presa. Recunosc că este una din uh, greșelile mele. Trebuia să țin o relație mai e, apropiată cu presa și să îmi popularizez mai bine proiectele, intențiile și realizările. N-am făcut-o destul de bine și este mea colpa pentru asta. Dar eu am considerat că, domne, dacă oamenii ăștia văd că se face un drum acolo, mă apuc eu să răspund toată ziua că am făcut un drum, că se vede. Am mers pe acel bun simț, bun simț al evidențelor. Lasă, domne că o să vadă oamenii. Și am și primit sfaturi și nu le-am ascultat și trebuie să recunosc că asta a fost o greșeală. Nu am greșit față de mine, ci am greșit în raportarea mea față de cetățeni. Că n-am folosit presa mai mult să le spun prin presă ce am făcut. E greșeala mea, mi-o asum. Una din greșelile mele. În al doilea rând, uh, care era... Întrebarea? Așa, cu ce am Întrebarea făcut sau ce am făcut. Cu... De ce nu m-am... De, de ce nu v-ați apărat? De ce nu m-am apărat? Da. De ce... De ce nu -am apărat? Uh, mai vreau să rețineți un lucru aici. Modul în care eu văd presa nu m-a făcut în stare să pot implementa gândirea mea. Atunci, în România acelei vremi, Astăzi, aș putea spune, este un pic mai bine în anumite medii, dar nu mult mai bine. Cum văd eu, dacă ziaristul Popa îl demască pe primarul Ando, Popa, cum văd eu lucrurile, ar trebui să o facă de o asemenea manieră încât a doua zi, după apariția articolului, Ando, să-și înceapă numărătoarea inversă. Băi, așa de bine a scris asta, așa de bine a documentat măgăria pe care am făcut-o, încât la revedere. Bine, asta știți cum asta, într-adevăr, într-o societate utopică unde ar exista. Nu, nu e utopică. de responsabilitatea un pic, hai să vă spun ceva. Se implementează pe aici ideea că, domne, dacă îl realege lumea pe Xulescu, îl curățește, îl face alb. Ce vorbești, domne? îl legitimează. Adică. Nu există așa ceva, domne. Vă dau un exemplu. Un sârb de-a nostru a ajuns guvernator al statului Illinois, Blagoevici. Blagoevici, e clar că e nume slav, da? Ales bine mersi de, de ăia din Illinois. Și când Obama a câștigat președinția Americii, s-a pus problema cine să devină senator în locul rămas vacantat prin plecarea lui Obama. Și cumva și a folosit el o strategmă valorificată ca să ajungă cine a ajuns. Și ăștia l-au prins. Păi când a scris presa despre el în câteva articole, Blagoevic s-a terminat. Îl a ales bine, mersi, de... Înțelegeți? Care avea forța votanților. Comunitate, de popor. de popor. Boborul, coanefănică, să trăiți. Boborul. Da? Păi când au scris și au documentat, l-au terminat. Ei bine, cum văd și acum revin? Păi așa trebuie să scrie popa despre Ando. O zi, două, trei, o săptămână, încât după o săptămână Ando și ia valiza și pleacă. Sau pleacă popa, că îl cheamă patronul și zice, băi nene, ce ai făcut aici? Păi uite, punctul de vedere al primăriei, Uită acțiunea în justiție, dacă nu e așa, eu plătesc? Publicația mea plătește pentru prostia ta? Nu. Tu ești liber, băiete. Dă o dezmințire în prima pagină și mâine ești liber. Du-te. Domnule primar, îmi cer scuze. Eu ca director al publicației. Așa văd eu lucrurile. Recunosc că sunt utopic. Am și elemente de utopie. Recunosc. Dar dacă așa ar fi, în țara asta n-ar fi oameni murdăriți, soții nu ar plânge pentru cel ce face soților lor. Copii n-ar avea problemă la școală cu colegii care ar striga ei amici, că ea nu știu numai ce au dat acasă sau văd la televizor. Bă, uite ce a făcut taică tot, sau uite ce a făcut cu Nu s-ar întâmpla. Anumite tragedii în lumea asta, a noastră, nu s-ar întâmpla dacă cine ar face presă o face documentat și dacă ăla care e pe funcție are minimum de obraz să plece și să-mi spună pe mine m-a albit populația. Tu te domne știi, acasă. Că nu te albi nimeni. Poate să te aleagă cu oricât te-ar alege. Vreau să pun o altă întrebare. Și o pun așa, acum. Uh, trec în alt domeniu. Popa a făcut biserica Maranata. Are tot meritul, a adus un milion și ceva de dolari și a făcut acolo. Câți bani poate să strage popa de acolo necinstit pentru că le-a adus la ăștia un milion și ceva? Poate să sustragă 100 de lei. Poate. Dacă, dacă poate să sustrage din punct de vedere moral sau fizic. Oricum vreți. Dacă are, are, dreptul, dacă să are facă, dreptul să facă lucruri. Pentru ăsta. că a făcut un mare bine. Poate să facă un mic rău. Conștient. A făcut un mare sigur că, bine. Sigur poate. Că asta, depinde, asta depinde până la urmă de. Nu, domne, de, nu poate. De popa, nu, dacă, să fie, nu există dacă așa simte ceva. Sau nu simte deci, așa. domne, dacă ai făcut mult bine, nu înseamnă că poți să faci mult rău. Sau chiar și puțin rău și să-l faci conștient. Poți să greșești. Asta e altceva. Uite, domnule, am dus televizorul Știți cum, ăsta. Depinde, depinde ce urmărește popa. Stați dacă pic, urmărește sta, să aducă stați un milion stă. ca să sustragă o sută de nu, mii, nu, atunci... Nu nu, nu, nu poate să sustragă. Deci nu îl îndrituiește nimic. Dacă iau un televizor dintr-un birou al bisericii și îl duc în altă sală la copii și îl scap, cad cu el pe scări și s-a spart, nimeni nu îmi spune nimic. E ok. E pagubă. Dar dacă același televizor îl iau și îl duc acasă, E furt, e hoție, e scrocherie. Chiar dacă le-am adus un milion de dolari. Nu, acum am plecat de la Popa. Nu, acum Popa Pastorul, dar Popa primarul, pentru că a făcut zona industrială de 240 de milioane în Nădlac, poate Popa primarul să-și rezolve câteva milioane pentru el din nu știu ce afacere? Păi eu încă o dată vă spun... Dacă... Păi stați, domnule, stați un dacă... pic, că v-am adus 240 de milioane, domne. Popa, eu vi le-am adus. Uitați-vă, la zachila, eu am negociat dacă cu, configurația... ei, eu am dacă cu ei, am rezolvat configurația sa sau a alt primar este de asemenea natură încât să-i permită vorba dumneavoastră la obraz să facă lucrul ăsta? Poate, fără niciun fel de probleme. Domnul, domnul Popa, dumneavoastră știți foarte bine că unii chiar nu dorm liniștiți dacă nu fac lucrul ăsta. Chiar se Domne, simt fraieriți. Știu, eu vreau să spun altceva. Dacă ăștia o să ne conducă de acum înainte tot restul vieții mele, mai bine plec. Eu m-am uitat cu, cu tristețe și am văzut pe Octavian Paller, nu de mult. Vreau să vă spun ceva. Indiferent cât de mult bine am făcut unor oameni. Asta nu-mi dă dreptul să fac rău și lucruri incorrecte. Că pot greși, asta e altceva. Și greșesc și o rezolvăm. Nu mi-e -mi impută pută dacă e o greșeală. Dar dacă e un lucru făcut cu intenție, este o escrocherie, domne. Nu contează cât de bine, mult bine ai făcut. Aș vrea să discutăm despre un subiect pe care dumneavoastră nu l-ați mediatizat foarte mult. Ați avut o reținere în a ieși cu el în, în, în fața publicului, deși. Poate nu foarte multă lume a făcut uh, ceea ce ați făcut la vremea respectivă, dumneavoastră. Ați promis în campania electorală din anul 2000 că dacă veți fi ales primar, veți plăti jumătate din salariul dumneavoastră lunar către Catedrala Ortodoxă a Aradului. Și eu vreau să vă întreb dacă ați plătit această sumă și dacă ați făcut vreodată o socoteală cam cât totaliza această sumă. Și bine, sigur, picanteria acestui demers, acestei declarații, acestui gest al dumneavoastră rezidă în faptul că dumneavoastră sunteți lider spiritual într-un alt cult, într-o altă religie. Domnul Ando, nu o să răspund așa cum mi s-a pus întrebarea, dar o să dau un răspuns. Eu nu am făcut acest lucru ca să demonstrez cuiva cât de bun creștin sunt eu. Bun, dar l-ați făcut? Și, da, da, l-am făcut exact cum am spus. Și a răspunde pe tema asta ar însemna să jignesc niște oameni pe care nu vreau să jignesc pentru că îi prețuiesc. A începe să spun eu ce am făcut e. nu e frumos. Dar vreau să spun altceva. Am făcut asta pentru ca să arăt unor oameni că nu de aceea am vrut să ajung primar ca să câștig bani din asta. Nici măcar din salariu. Înțelegeți? Credeți, nu credeți, e treaba dumneavoastră. Dar e, nu mă mai întrebați dacă am făcut, pentru că răspunsul este da. Dar nu vreau să dezvolt răspunsul, pentru că nu ar fi frumos și corect din partea mea să dezvolt răspunsul. Spuneați la un moment dat de popor, da? Aveam o discuție da. în care am ajuns la popor. Sigur că, în calitate de primar, dumneavoastră ați fost căutat de acest popor care a venit, a bătut la poarta dumneavoastră da. și a spus, domnul primar, am și o problemă. Da. Ajutați-mă. Care erau problemele specifice ale oamenilor în mandatul 2000-2004 al lui Dorel Popa? Pentru ce vă căutau? Cei mai mulți mă căutau pentru locuințe, pentru că nu aveau din ce să trăiască. Unii m-au căutat pentru că aveau uh, amenzi, probleme, voiau scutir voiau rezolvări, voiau să trec cu vederea. Cam astea au fost cazurile cele mai frecvente. Eu n-am să uit niciodată un caz și mi s-a spus că se știa de acea femeie și că am fost urmărit să, să se vadă cum procedează. Să cădeți în plasă? Da. Deși era un caz simplu, clasic, o femeie din Aradul Nou făcuse un gărduleț de cam 60 de centimetri sau așa ceva în fața curții acasă undeva, fără, ei îl făcuseră familia, fără să aibă autorizație de construcție. Și au fost evident cei de la disciplina în construcție și i-au dat o amendă absolut legal și perfect. Și femeia plângea, a, probabil că a plâns și jos la audiențe când s-a înscris, că altfel nu știu, nu văd cum s-ar fi aflat toată chestia asta decât că ea era necăjită și plângea și spunea ce probleme are. Și până la urmă au dus-o la mine în audiență și am văzut eu că intră mai multe persoane cu ea, dintre cei angajați, nu numai cel care își nota. Dar n-am făcut un caz din asta că nu mă interesa, putea să stea o întreagă comisie acolo. Dar erau încă vreo două persoane în plus acolo. Și femeia plânge și spune și eu mă duc la biserică ca și dumneavoastră și am 11 copii și uitați ce am pățit și amenda e mare și eu n-am de unde să plătesc. Și acum toată lumea încremenise că femeia sincer plângea, deci era, era devastată. Și lumea s-a așteptat să vadă ce o să spun eu. Și am spus, uh, Doamnă, la biserică discutăm acolo despre lucrurile alea. Aici. Nu te pot trata ca la biserică. Aici vreau să spun că ai încălcat legea și că ești vinovată. Cine te-a pus să-ți construiești gardul? Și femeia, văzând că îi spun asta, probabil dezamăgind-o, ea avea speranța că vine la mine, la fratele ei și că o să o ajut o să o salvez, o să anulez amenda, a plâns și mai tare. Și atunci Uh, am scos bani din buzunar și am spus cât e amenda. Și am nu, contravaloare. Plătiți amenda pe numele ei, du-te acasă și nu mai fac chestia asta. Puneți-i amenda. Aici sunt banii. Sigur că n-am putut să fac asta cu mulți și nu puteam să fac cu toată lumea treaba asta, dar în acel caz, așa am simțit eu că trebuie să fac și asta era la vreo 3-4 luni după ce am ajuns primar. Aveați mulți bani în buzunar? Uh, da. Avea mai mulți decât femeia aia. Dar știu că se spunea la un moment dat că ați elaborat o strategie anti-șpagă la dumneavoastră în birou. Nu știu dacă era o strategie, e prea mult anti-șpagă. anti antiloare de mită. Da, da, da. da. Bă, ce e aia, strategie anti-șpagă? Pur și simplu, nu. Am primit telefoane din astea. Domnul primar... Vreau să rezolvăm situația asta cu tare și uh, o să fiți mulțumit. Și eu nu știam ce să-i spun la unul din asta, că eu, pentru protecția mea, evident că eram, telefonul era urmărit pentru protecția mea ca să nu am uh, probleme. Și spuneam așa, zic, domnule, stai liniștit, eu deja sunt mulțumit, dumneata nu știi cu cine vorbești, domnule. Eu deja sunt mulțumit. Un fel de telefoane, alt fel de telefoane. Domnul primar, noi trebuie să facem așa ca toată lumea să fie mulțumită. Deci nu că o să fiți mulțumit, noi trebuie să facem ca toată lumea să fie mulțumită. Toată lumea trebuie să trăiască. Aveți dreptate. Vă rog să faceți tot ce trebuie ca toată lumea să fie mulțumită. Alții ziceau, când putem să vin să discutăm undeva în particular sau să mergem undeva? Și povești din astea care... Îți dai seama că nu... Nu, eu nu sunt atât de naiv să știu că se aude. Se aude. Nu sunt atât de naiv. Și râdeam, mă distram de multe ori de chestiuni din asta. În orice caz, ce mă bucură pe mine este că au trecut 5 ani, am încheiat mandatul, au mai trecut 5 ani, săpătorii au săpat cât au vrut și eu n-am fost anchetat 5 minute. Primul plan de dezvoltare al Aradului s-a elaborat, a fost elaborat în perioada 2002-2004, nu vreau să greșesc anul, parcă în anul 2003, dacă bine mi-amintesc da. eu. A, a avut Aradul o strategie de dezvoltare de atunci și înainte de, acea, de acel plan, care să tranșadă un mandat? Da. Noi am făcut, am avut o colaborare cu un grup canadian care a adus un grant de la Guvernul Canadian ca să facă împreună cu noi o strategie a orașului pe termen scurt, mediu și lung. Uh, canadienii s-au dus la toate partidele politice, deci au venit la noi, la administrație, uh, mi-au cerut permisiunea, sigur că le-am dat-o, dar probabil că ar fi făcut asta și fără permisiunea mea. Că nimeni nu îi împiedica pe ei să meargă la orice partid politic și să vorbească. Dar uh, interesant este că după toate discuțiile pe care le-am avut, când s-a votat strategia orașului, nu știu de ce au râs unii ulterior de ea. Că au păi, votat-o. Până S-a votat în unanimitate. S-a râs probabil pentru că este o uzanță. Când vine un primar, vine cu o altă strategie. Dune, ce a, ce -a sta, făcut celălalt primar sta, nu mai interesează. Nu. Nu poți să spui asta. Deci când vezi o chestiune pe termen scurt. Bun, nu poți să spui, dar asta se întâmplă. Poți să râzi de aia pe termen scurt, dar când e una pe termen mediu și când e una pe termen lung, îți dai seama că acolo au fost niște oameni, inclusiv din partidul tău, care s-au uitat înainte la orașul ăsta și la nevoile de aici, da? Și atunci, dacă toți au votat-o și a fost în unanimitate aprobat, mai poți să râzi de ea, că râzi de tine. Și, mă rog, treaba lui, dacă a râs de el, cine a râs, aia e altă chestiune, nu mă interesează prea mult. Însă, s-a aprobat, a fost votată, s-a și tipărit, delegații de ale noastre au fost în Canada, alături de, și am fost trei orașe prinse în acest program, Arad, Timișoara și Satu Mare, și în mai mulți ani, eu nu am fost decât o singură dată, și mă bucur că ea s-a implementat și că ulterior a ajuns nu să fie înlocuită, ci să fie dezvoltată. Asta e foarte bine. E foarte bine că s-a luat ceea ce a fost aprobat de noi și s-a dezvoltat și mai trebuie să fie dezvoltată și în continuare. Asta mi se pare absolut normal. Dar nu să o desfințez și să răzdea. de ea. Sunt astfel de lucruri pe care dumneavoastră le-ați inițiat, astfel de proiecte le-ați inițiat și apoi s-au curmat brusc? Uh, da. Deci, o parte din proiectele pe care le-am. Uh, le-am inițiat și contracte au fost ținute pe loc în sensul că anumite sume de bani nu s-au mai dat. Și oamenii erau cu datorii de uh, zeci de mii de, uh, de, zeci de miliarde pe vremea aceea, să discuta în termenii ăștia, și erau contracte semnate de administrația Popa pe 8 ani, evident, deci nu era pe, în fiecare an ca să mai vină și să mai negocieze și să mai vedem dacă pică ceva PPC-ul, știți, poate pică ceva. Nu, noi am semnat pe 8 ani, pentru că ideea era de stabilitate, era de. Uh, tocmai de strategie, da? Stabilitate, strategie. Dacă fac un contract cu tine pe un an, păi tu și dacă se știe că popa ești păgar, atunci înseamnă că în fiecare an trebuie să vii la popa cu șpagă, da? Ca să-ți prelungești. Ori ca să nu fie discuții din asta, am făcut pe 8 ani. Și, la un moment dat, anumite lucruri au stagnat, în sensul că nu s-au mai plătit. Un alt uh, exemplu pe care vi-l dau, chiar dacă nu are legătură cu asta, doar ca să vedeți că uh, m-a interesat stabilitate și încredere în oameni, este la începutul mandatului de primar. Consiliul local a vrut să-mi acorde o cifră de, nu mai știu cât, 10 locuințe sau așa ceva, care să fie la dispoziția primarului și pe care primarul să le poată atribui fără hotărâre de Consiliu. Și eu am refuzat și am spus, nu, nu trebuie, domnule, să le dea Consiliu pe toate sau instituția îndrituită, arco, ăsta, recons. Nu, de ce să dau eu locuință la cineva? Și am renunțat public. Nu vreau să dau nicio locuință. Mi-a făcut cineva o plângere odată la poliție și la parchet Uh, am fost chemat după ce uh, îmi încheiasem mandatul și uh, zicea cineva chiar uh, așa de la poliție, domne, ne cerem scuze, noi știm că da, trebuie să dați o simplă declarație ca să încheiem cazul. Zic, dar cine-i domnule? Păi o cheam așa și nu știam numele, abar n-aveam. Și oricum, își schimbase numele, că reșea din declarația ei că atunci când apelase, ea zicea la mine, o chema într-un fel, și după căsătorie a chemat-o altfel, și habar n-aveam. Zice, dar zice că nu i-ați dat locuință. Zic, domne, are dreptate. Pe păi cum? Recunoașteți? Da, domne, eu n-am dat locuință la nimeni. Are dreptate. Nu i-am dat locuință că n-am dat la nimeni. Și așa s-a încheiat toată situația. O temă, asta. o temă interesantă de discuție a fost. Uh din anul 2003 până în anul 2004, relația primarului cu prefectul. Făceați parte din același partid, organizația de partid pe care dumneavoastră o conduceați i-a retras sprijinul politic prefectului de atunci Vasile Dan Ungureanu. De ce nu, nu ați reușit să ajungeți la un numitor comun cu el și credeți, pe de altă parte, că dacă ați fi gestionat altfel relația cu prefectul, v-ați fi asigurat continuitatea mandatului de primar? Eu nu cred că a fost bine gestionată relația. Clar, admit lucrul acesta. Dar nici nu cred că aș fi putut să o gestionez. Dar de ce i s-a retras sprijinul politic domnului Ungureanu? Pentru că oamenii au vrut asta, nu eu. Și pentru că, de exemplu, dacă se hotăra la partid că funcția nu știu care la deconcentrate să fie dată în urma hotărârii partidului, oamenii aflau cu surprinde că era dată de altcineva fără să fie consultat. Și atunci, asigur că erau nemulțumiți și cam de aici pleca toată treaba asta, de la un fel de nesocotire a, a voinței partidului. Populare. A voinței partidului. Pe de altă parte, prefectul avea atributul legal de a face treaba asta. Eu personal nu m-am implicat atât de mult în chestia asta. Fiind însă acolo am fost văzut ca tipul care are conflict cu, cu prefectul. Deși eu nu aveam nimic de împărțit cu prefectul, însă, mă rog, plus că să nu uităm, era vorba de Cozmâncă și Cozmâncă era iubitor de Popa și la fel de mult cum Popa era iubitor de Cozmâncă. Domnul Popa, o ultimă întrebare. Trăim astăzi într-un arad mai bun decât aradul mandatului 2000-2004? Trăim astăzi într-un arad fundamental schimbat? Trăim într-un arad în care s-au făcut multe lucruri. Ele au fost începute, au fost continuate și dezvoltate. Incontestabil, din punct de vedere economic, sunt astăzi mai multe realizări decât atunci. Nu neapărat datorită unui singur om primarul în funcție. Care, pentru Arad, a făcut multe lucruri, dar putea să facă și mai multe, și putea să nu facă pentru el unele lucruri. Punct. Aliniat nou. Uh, din păcate, aduceți-vă aminte că inițiativa mea și a noastră, și în colaborare cu străinătatea numită Aradul Oraș de Caracter, a fost abandonată și călcată în picioare. Pentru că vă aduceți aminte ce scandaluri au fost pe aici și așa, așa mai departe și asta nu mai arată deloc a Aradul oraș de caracter. Asta este regretul meu. Dar a, asta este o altă problemă. Dacă din punct de vedere economic trăim mai bine, a, eu personal nu cred. Situația sigură acum este mai complicată și se datorează și altor factori. A, nu Pot să comentez prea mult, însă, în principal, vă rog să rețineți asta. Eu n-aș vrea să vorbesc prea mult, am făcut eforturi să vorbesc extrem de puțin despre cel ce m-a urmat în funcție, pentru că, oricât de multă dreptate aș avea, el n-ar aprecia asta și nici alți oameni, pentru că ar spune că sunt prea subiectiv. Chiar, chiar dacă aș spune adevărul 100%, el ar fi privit uh, deformat și alterat. Și nu vreau asta. Bun. Sper să mă înțelegeți. Deci, până la urmă, revenind la întrebare, Aradul este mai bun astăzi decât a fost în 2004 Nu știu. Nu știu. Doamne și doamnelor și domnilor, ați urmărit o ediție specială a emisiunii cu ochii pe Arad. Am stat de vorbă cu domnul Dorel Popa, primar al municipiului în perioada anilor 2000-2004. Vizionare plăcută în continuare și rămâneți cu VSTV.